Stimați colegi, prieteni, bună dimineața. Eu cred că am să încep deschiderea oficială acestei frumoase întâlniri. Așadar, stimați reprezentanții ai oficiului ONU, ai UNICEF Moldova, UN Women, UNFPA, UNHCR, Organizația Mondială a Sănătății, dragi parteneri externi, stimați reprezentanți ai Guvernului, stimați reprezentanți ai autorităților publice locale, reprezentanți ai societăților civile, de asemenea reprezentanți ai CBS AXA, colegi deputate și deputați, onorată asistență, permiteți-mi să vă salut pe toți în incinta Parlamentului Republicii Moldova, Sala Europa, care găzduiește astăzi evenimentul de prezentare a studiului privind cunoștințele, atitudinile și practicile familiilor în domeniul îngrijirii și dezvoltării timpurii a copiilor, un studiu național reprezentativ pentru anul 2023. Și doresc să salut prezența dumneavoastră la acest eveniment organizat cu sprijinul UNICEF Moldova. Acest eveniment este dedicat consolidării practicilor de dezvoltare timpurie a copiilor. Studiul oferă o platformă de discuții și colaborare între reprezentanții comisiilor parlamentare, guvern, societate civilă, prestatori de servicii, parteneri de dezvoltare și experți în domeniu. Și în cadrul evenimentului de astăzi va fi prezentat studiul propriu-zis, al cărui scop a fost să măsoare evoluția situației pentru principalele domenii de dezvoltare timpurie a copiilor, cum ar fi sănătatea, nutriția, educația, jocul, comunicarea, punctând necesitățile și domeniile de intervenție în ceea ce privește dezvoltarea timpurie a copiilor și îmbunătățirea competențelor parentale. Rezultatele acestui studiu ne vor ajuta să înțelegem mai bine nevoile, atitudinile și cunoștințele familiilor cu privire la aspectele importante ce țin de dezvoltarea timpurie a copiilor. În acest mod, vom putea dezvolta soluții adecvate care să promoveze protecția socială, sănătatea și bunăstarea copiilor de vârstă mică. Deci, în acest sens, voi oferi un cuvânt de salut și colegilor mele. Deci, cu un cuvânt de salut va veni și doamna Ana Oglindă, membra Comisiei Protecție Socială, Sănătate și Familie. Vă mulțumesc, domnule președinte, a ședinței și a Comisiei Parlamentare. Vă salut și călduros pe toți cei prezenți la această conferință. Într-adevăr, interesul este mare pentru dezvoltarea copilului și sănătatea lor. Salut colegii mei de preaslă, doctori, care pe parcursul a mai mult de 30 de ani își depun efortul, entuziasmul ca să îmbunătățească sănătatea copiilor, dezvoltarea lor, Ministerul Sănătății și, în ultimul rând, partenerii externi, pentru studiile făcute etapizat, pe parcursul sau la fiecare 5 ani, ca noi să cunoaștem care sunt acele verigi mai puțin puternici, să nu le zic slabe, că suntem la noi aici acasă, unde am putea să luăm atitudine ca să îmbunătățim sănătatea copiilor, dezvoltarea lor timpurie și trebuie să ținem cont că acești ani de la 0 până la 6 anișori sunt esențiali. Eu cred că noi trebuie să ne consolidăm, că avem forțe, avem cadre foarte bune în domeniu, trebuie doar, cred că, să avem o conexiune mai frumoasă intersectorială. Nu numai Ministerul Sănătății, aici este ar trebui să fie la același nivel cu acele pași care trebuie să fie întreprinși de Ministerul Educației și, în ultimul rând, de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, că în afară de o
echitate în sănătate și în educație, mai avem nevoie de politici în domeniul social care să fie susținuți acești copii. Eu mulțumesc anticipat pentru acel efort care s-a făcut și rezultat studiul care îl aveți și eu cred că noi împreună vom avea un plan de acțiuni la sfârșit ca să știm concret ce avem de făcut ca să îmbunătățim situația în acest domeniu. Mulțumesc tuturor raportorilor și acelor echipe care au luat parte la acest studiu. Vă mulțumesc mult, doamnă Oglindă, și următorul cuvânt de salut doresc să-l ofer doamnei Marina Morozova, membra Comisiei Economiei, Buget și Finanțe, care în mandatul său de deputat a înaintat mai multe inițiative legislative legate de educație și dezvoltarea copiilor. Bună ziua, vă salut cu drag și mă bucur să vă revăd. Dragă Maha, mersi tare mult pentru această invitație și pentru munca care ați făcut-o pentru acest studiu. Noi am lucrat foarte mult până acum și vă mulțumesc pentru suport. Avem un pachet foarte comprehensiv ce ține de politici prietenoase familiilor. Avem acea lege care vine să ajute părinții să îmbine viața de familie cu cea profesională mai ușor și aici mă refer la legea numărul 367 cu privire la servicii alternative de îngrijire a copilului, la care am lucrat enorm de mult împreună cu colegii și avem rezultate. Mă refer aici la concediu paternal, care este mult mai flexibil astăzi și puțin s-a majorat, puțin, dar este de ajutor. Fiecare zi în care tatăl este prezent cu copilul este de ajutor. Și am văzut în raportul dumneavoastră că 80% din femeile se ocupă cu îngrijirea copilului. Deci 80%, pe când doar 52% din tați se mai alătură îngrijirii ce ține de scaldat, de plimbare, de educație și așa mai departe. Noi întotdeauna am ținut să implicăm tații cât mai mult, să avem tații prezenți în creșterea copiilor, iar pentru mame să oferim acea abilitare economică astfel încât ele să poată să revină la serviciu, iar copiii să vină în sistemul educațional și de aceea avem programul Satul European, care a alocat 10 milioane de lei pentru creșe, pentru grupe de creșe. Deci este, noi deja avem o strategie, noi am lucrat foarte mult, nu trebuie să inventăm nimic. Noi avem ce rezultate și avem ce să facem mai departe. De aceea eu vă mulțumesc tare mult pentru acest raport. Este important să, ca legile care noi le-am adoptat, ele să aibă loc și în practică și aceleași servicii de îngrijire a copilului la locul de muncă, în familii de tip familial, să fie de o calitate înaltă și copiii noștri să primească cea mai bună educație timpurie. De aceea vă mulțumim și sperăm că acest studiu ne va ajuta să evaluăm în toți pașii care îi facem. Mersi mult! Da, vă mulțumesc mult și acum ofer cu mare plăcere cuvântul reprezentantului de țară a UNICEF Moldova, doamna Maha Adamaj, pentru un cuvânt de salut. Vă rog. Thank you very much. Esteemed representatives from the Parliament, distinguished guests, dear partners, bună dimineața. Thank you for hosting us today, and thank you for really showing your partnership in this work and in this study
the 2023 study on early childhood development knowledge, attitudes, and practices. Any parent will tell you how blissful it is to have a child and how difficult it is to figure out the best thing to do for them in the early years. There are many resources to guide parents, some of which UNICEF is proud to have developed, but these come up against the noise of what everyone around us thinks we should do, and the incessant questioning and confusion about what's right and what's best. As my dear Marina was saying, there is a law with paternity leave, but can let fathers be able to take it without being teased by colleagues about taking time off to be with their child. Breastfeeding is promoted, but let a mother be able to breastfeed with all the challenges without the incessant pressure that she's being a bad mother for not giving her child, who is crying, formula milk. It's difficult. You will recall me saying time and again that the first 1,000 days of the child's life are the golden days of brain development, setting the foundation for effective learning, acquisition, health, and well-being of the adults they will become. There is a lot to gain from getting it right in the early years. As a parent and as a nation, studies have shown that investing just $1 in early childhood development can yield returns as high as $13 in later years. We must guide parents to get it right. The study we are sharing today acknowledges that many factors impact on the knowledge, attitude, and practices of parents and others in the child's early years. It was conducted with the aim of increasing our awareness about the current parenting practices in Moldova and what could be the most effective way of enhancing and improving them through policies or programs or something else. The study will also help us all monitor the progress of key indicators outlined in national programs and strategies, such as Educația 2030, the National Strategy for Education, the National Health Policy 2030, the National Child Protection Program 2022-26, and the Intersectoral Strategy for the Development of Parenting Skills and Competencies for the year 2016 to 2023. You may already know that we conducted this study before in 2018, and this one has already shown us some encouraging progress. The ECD index, which is the developmental potential in early childhood that assesses children aged 3 to 5 years, has risen by 4%, now standing at an impressive 94%. The support of the public for including children with disabilities in regular kindergartens has increased 8 times, from 5% in 2009 to 41% in 2023, and more. However, as you all know, a number of inequalities and gaps persist, such as the additional challenges faced by vulnerable families in rural areas, and finding that many caregivers do not fully understand early childhood development. Sadly, emotional and physical abuse remains prevalent. The involvement of fathers is limited. It's better, but it's limited. And less than half of all caregivers grasp the importance of vaccination. UNICEF is actively addressing these issues together with the government through updating national instruments on vaccination, through training programs for teachers and health workers and social workers, equipping health centers and preschools with useful equipment, and providing parents and caregivers with tools such as the Bebo app. The progress shows us that there has been positive impact to all the work that we have done together. But clearly, more needs to be done by all of us. To further advance the cause of early childhood development, we will come today with a series of recommendations informed by the findings of the study. One of them would be to extend or adopt a new cross-sectoral strategy for the development of parenting skills and competences, along with a detailed action plan. This will provide essential advice, guidance, and support to families through effective programs on positive parenting practices, catering to universal and targeted needs. I don't need to tell you also how much this will be a challenge as I look across the table to our colleagues from the Ministry of Education, from the Ministry of Labor and Social Protection, from the National Agency for Public Health. It will involve across sectors, which also means it will have its challenges of cross-sectoral coordination, which makes me additionally pleased to be here today at the Parliament, where you yourselves have the cross-sectoral role. It will require innovation in the way that we manage and implement this, but it is necessary. People like to say that children are our future,
But only when we commit to the collective well-being of children can we hope to become a healthier population and a more prosperous society. I call on us today to come together in our commitment to transform these findings into meaningful actions, and we are with you, beside you, and of you every day. Thank you. Mulțumesc. Thank you a lot. Mulțumesc. Și în continuare, conform agendei, sociologii CBS AXA ne vor prezenta studiul privind cunoștințele, atitudinile și practicile familiilor în domeniul îngrijirii și dezvoltării timpurii a copiilor, care este un studiu național reprezentativ. Studiul va fi prezentat de domnul Vasile Cantarji, sociolog de la CBS AXA, iar în continuare, următoarele sesiuni, comentarii, întrebări, răspunsuri vor fi moderate de doamna Cristina Gaber, ofițeră de dezvoltare timpurie a copiilor UNICEF Moldova. Vă mulțumesc. Și domnul Cantarji, aveți cuvântul. Da, vă mulțumesc. Bună dimineața, dragi colegi. Eu voi trece nemijlocit la studiu, fiindcă este unul destul de complex. Chiar de-am omis o bună parte din informațiile de care dispunem, urmare colectării datelor. Prezentarea este destul de lungă, mare, cu multe slide-uri raportat la timpul pe care l-am conform agendei. Metodologia studiului, vorbim despre un studiu care repetă sondajul realizat în 2018 și un sondaj în unii indicatori, un sondaj similar realizat în 2009, încă o să vedeți că avem comparații. E vorba despre un sondaj reprezentativ la nivel național pentru gospodării, gospodării care întrunesc un criteriu comun, au copii de 0-6 ani. Persoana sau unitatea finală pentru eșantionare a fost îngrijitorul, adică după parcurgerea tuturor etapelor de stratificare, selecție, așa am ajuns la o selecție aleatorie gospodăriei, a fost acordată o serie de întrebări pentru a identifica care este persoana care petrece cel mai mult timp și alocă cel mai mult efort pentru îngrijirea copiilor prezenți în gospodărie și această persoană a fost îndemnată să participe la studiu. Eșantionul este unul reprezentativ pentru populația țintă a studiului în mărime de 1236 persoane, gospodării. Datele au fost colectate în perioada 17 martie, 27 iulie 2023. Deci, după mine, foarte mult, deoarece în sală sunt colegi din alte instituții cu care suntem antrenați la moment în studii tematice și cunosc, probabil, din ședințele noastre, unde spuneam că respondenții noștri devin tot mai puțin toleranți la chestionare foarte mari. Și acest studiu pe care tot noi l-am realizat în 2018, în prezent ne-a trebuit să dublăm, triplăm efortul și timpul necesar pentru a colecta datele, tocmai din cauza că chestionarul este destul de mare. E o remarcă tehnică pe care trebuie să o ținem în minte pentru studiile pe viitor. Probabil va trebui divizat, cumva micșorat, nu știu. Aici puteți vedea structura eșantionului, am pus și structura eșantionului din 2018 ca să vedeți. Aceste structuri sunt intacte, adică nu au fost ponderate. Primul lucru ce se face, ele au fost comparate pentru a vedea dacă ele sunt similare statistic pentru a putea fi comparate. Din punct de vedere a marjei de eroare, ele sunt foarte și foarte apropiate. Da? Deci permite absolut comparabilitatea, cu excepția poate, dar tot în limitele marjei de eroare a structurii pe vârste, care în 2023 este un pic mai bătrână decât în 2018, dar această tendință, în mod evident, se înscrie perfect în tendințele demografice generale. De aceea am decis la etapa înainte de analiză că nu ponderăm nici măcar după vârstă eșantioanele. Blocurile tematice ale studiului, ca să înțelegeți setul de tabele bivariate care este anexat la raport, întrunește peste 150 de tabele.
Deci vorbim despre un studiu foarte și foarte complex, iar aici avem structura tematică a raportului și a chestionarului. Avem cinci compartimente de bază, le puteți vedea, nu le voi enumera, fiindcă setul de indicatori principali pe fiecare noi urmează să-l prezentăm. Dar în principiu aici este prezentată, sunt listate tematicile care au fost acoperite de studiu. Un prim compartiment, vorbim despre profilul îngrijitorului. Domnul prezentator a pomenit mai devreme, sau cineva din colegii care au avut cuvânt de salut. O să vedeți că lucrurile, în principiu, pe parcursul la toate compartimentele tematice, lucrurile s-au îmbunătățit. Da? Suntem mai conștienți despre ce înseamnă a crește, a educa un copil, însă ce se schimbă foarte și foarte lent este structura și abordările și modelele de distribuție a rolurilor în familie. Da? Aici practic nimic nu se schimbă sau se schimbă foarte și foarte lent. Comparăm 2018 cu 2023, aceeași 80% de cazuri, copii, gospodării, unde mama este cel care îngrijește copilul. Aparent avem o creștere pentru ponderea taților, dar ea se încadrează în marja de eroare statistică, deci până când nu putem vorbi despre o tendință confirmată. Un aspect la fel de important, fiind că, da, vedeți că unul din 10 aproape copii sunt îngrijiți nu de tatăl sau mama. Cauza principală știm cu toții fiind antrenarea părinților biologici în procesele migraționale. Ce avem la acest capitol? Una din 4 gospodării este afectată de migrație în continuare, da? Fie vorba că lipsește tata, 21,5, fie ambii părinți, fie mama, 0,8, da? 2,5% cazuri, sunt cazurile în care lipsesc ambii părinți. Și da, din cele 4 puncte de timp măsurate, vedeți că am atins cota maximă. Da, nu e vorba de o creștere explozivă, aceasta s-a încheiat cam în punctele 2009, da? 2018 probabil, față de 2003. Dar oricum, per total, avem sumarizat cota maximă atinsă. Nu. Un indicator interesant din punct de vedere comercial, probabil, cum comunică cu copiii părinții care sunt absenți în gospodărie. Vedeți că de mult se schimbă piața de comunicații. În 5 ani în urmă se comunica exclusiv aproape prin Skype și Viber. Acum s-a trecut la rețele sociale. Un pic ca să diluăm din tematica principală. Următorul compartiment a vizat dezvoltarea timpurie a copiilor și se încheie cu calculul indicelui de dezvoltare timpurie a copilului. Am fost întrebați ce trebuie să facem în raport cu copilul pentru ca acesta să se dezvolte în mod adecvat. Avem o listă de 8 practici. Vedem că peste tot avem creșteri, unde peste marja de eroare, unde de sub marja de eroare, dar în general vorbim despre îmbunătățire. Da? Și acest lucru va caracteriza, vă preîntâmpin practic tot setul de indicatori colectați. Dacă practicați, să vorbiți cu copilul în timpul sarcinii, creștere continuă, 2009, da? Mama vorbea de la 77 către 94 aproape în 2023, tatăl vorbea de la 58 la 83, statistic vorbind avem o tendință incontestabilă de îmbunătățire, confirmată în al doilea punct deja. Deci creșterea exista în 2018 și a continuat. Atitudinea și practicarea ținerii copilului în brațe, avem o creștere de 17% față de 2018. Da? În partea dreaptă, barele colorate în albastru, în ce condiții, în ce circumstanțe,
cel mai des când copilul se cere singur. Deci nu, luarea copilului în brațe nu este impusă de careva practică, că e nevoie să-l hrănești, da, de exemplu. Implicarea tatălui în hrănire, schimbarea, scăldarea și plimbarea copilului. Acum vorbim despre declarație care nu a fost condiționată de frecvența, da, cât de des, da, dacă se întâmplă. Da. De aceea și în 2018 și în 2023 putem spune pozitiv au răspuns 95% sau peste 95%. Doar că avem și aici o tendință, vorbim despre creșterea intensității. Da? Deci, da, frecvent, de la 41 la 52. Frecvența cititului copiilor de 0-6 ani, la fel avem 3 puncte măsurate, 2009, 2018, 2023, avem în principiu o stabilizare în comparație cu 2018, chiar, de exemplu, a scăzut ponderea celor care au spus că permanent citim. Da. Dar în limitele marjei de eroare vorbim totuși de o saturație a indicatorului la nivelul de 85% per general care citesc și la fel peste 80% care citesc povestea de seară. Și, repet, s-ar putea pe viitor să constatăm că intensitatea a scăzut, fiindcă vedeți că avem 35% permanent în 2018 și 31% în 2023, dacă se confirmă. Aici sunt multe cifre. Vă rog să nu vă istoviți, să acoperiți totul. Vorbim la fel despre diferite practici de dezvoltare intelectuală a copilului și distribuția rolurilor. Cine face acest lucru? Citește cărți, spune povești, cântă înainte de somn, da? Partea oranj a spectrului e mama, albastru e tata, verde e alt îngrijitor. Deci nu avem careva tendințe în distribuția rolurilor în raport cu copilul în cadrul gospodăriilor 2023-2018. Chiar dacă ați văzut că la alți indicatori avem îmbunătățiri. Reacția la întrebările acordate de copil. Da? Bun. Aici cel mai des în continuare spun că dacă copilul mă întreabă, îi răspund dacă știu. Da? O abordare mai proactivă, pun un șir de întrebări adăugătoare ca să-l aduc la răspuns, 26,8% e în creștere față de 2018, pe contul scăderii celor care spun că mai întâi îl întreb pe el ce crede. Ce facem când îngrijitorul nu are răspuns la întrebările copilului? Abordare pozitivă adoptă 56%, spun că da, eu nu cunosc, uite, dar o să aflu răspunsul și revin neapărat. Da? Alții 29% spun că recunosc că nu știu și doar atât. A crescut 15%, spun că dacă nu cunosc, îl trimit la celălalt părinte. Ponderea acestora a crescut față de 2019. Partea pozitivă este că a scăzut practic de 2 ori opțiunea inventez ceva, spun o minciună. Practicile aplicate pentru dezvoltarea intelectuală a copilului. Ce faceți pentru ca copilul să se dezvolte intelectual? Listați o serie de practici și aici avem uneori chiar și 10% creșteri. Deci, ponderi ai îngrijitorilor care au afirmat că aplică această practică. Despre jucării. Da? Dacă sunt sau nu de acord că copilul trebuie să aibă jucării pentru a se dezvolta, sub 100%, de mult, da, sunt convinși. Are copilul suficiente jucării și materiale didactice pentru a se dezvolta bine? 92% aproape. În creștere, cred că ne apropiem de saturație, am început în 2009 cu 60%.
Cum este manifestată empatia? Îl sărut în strâng la piept, 86, îi spun că îl iubesc și tot așa. Este important să vedem că s-au diversificat, sunt tot mai multe practici aplicate de marea parte a îngrijitorilor și practic în fiecare practică avem creștere. Cum reacționăm la capriciile copilului? Încerc să-l conving să renunțe, 71 aproape la sută, 12% cedez și îi îndeplinesc dorințele. Da? Dacă copilul vă întreabă sau cere ceva în timp ce sunteți ocupați, cum procedați? Da? Îi spun să aștepte, 58%, îi răspund, 35%. La final, din setul de indicatori din acest bloc tematic, se calculează așa zisul indice de dezvoltare timpurie a copilului, care încadrează 4 elemente tematice, da, îi aveți. Bun, mai întâi ne uităm la barele din stânga, din dreapta, da. Indicele propriu-zis, el a crescut, la moment constituie 94,4 în baza datelor studiului, pornind în 2012, când, dacă nu greșesc, a fost pentru prima dată măsurat și calculat în Moldova, când constituia un pic sub 84%. Pe contul la care componente, el are 4 componente, deci indicatori aferenți alfabetizării și aritmeticii, aferenți dezvoltării fizice, dezvoltării socioemoționale și învățării. În principiu, îmbunătățirea se produce pe fondul setului de indicatori despre învățarea și aritmetică, deci aplicarea practicilor de citit, de discutat pe marginea celor citite și tot așa. Educația și îngrijirea copilului în familie. Care este vârsta potrivită pentru inițierea educației? Până la naștere, imediat după, de la un an mai târziu, rămâne oricum preponderent, adică în mare parte că fie până la naștere, fie imediat după, da? Dar uitați-vă procentele sub opțiune de răspuns mai târziu, deci mai târziu decât de la un an. S-ar putea, aici probabil este nevoie de studii suplimentari pentru a înțelege ce motivații stau sub acest răspuns, dar avem o creștere a îngrijitorilor, care poate e o speculație de-a mea, dar probabil pe fundalul convingerii că copiii în ziua de astăzi sunt prea încărcați cu studii și tot așa, și poate ar trebui să-i lăsăm un pic să-și petreacă copilăria în liniște. Abordări nocive, evident, dar iarăși zic, ca să știm exact ce stă în spatele la această creștere, nevoie să studiem suplimentar. Care ar fi riscurile în cazul debutului educațional întârziat? E bine, în principiu, creștere, deci se diversifică cunoașterea riscurilor, da? Da, îngrijitorii în principiu tind să fie conștienți de acestea. Care sunt necesitățile copiilor pentru o dezvoltare echilibrată? Barele în verde 2023, albastru 2018, și, nici nu știu să-i zic, roz 2009. În principiu 2023, vedeți că avem cele mai mari procente, este în creștere. Poate cu excepția bolilor, da? Anterior, în principiu, sănătatea fizică era percepută ca unica sau cel puțin principală condiție pentru dezvoltare echilibrată a copiilor. Astăzi deja nu, ea este privită printre altele, precum ar fi lipsa comunicării, neglijarea și violența, lipsa dragostei și tot așa. Cui ne adresăm în cazul unor nereguli observate la copil? Au fost date opțiunile educatoare psihologului, învățătorului, medicului și nu aș apela la nimeni. Deci spectrul roșu
E acolo unde, în primul rând, trebuie să tragem atenție. Deci nu voi apela la nimeni. Dacă doarme prost, nu voi apela 20%, dacă plânge des, este plângăcios 27%, nu voi apela maximum. Maxim avem 30% dacă este fricos, dacă nu este curios, 29% și tot așa. Deci ponderele sunt destul de mari. Da, disponibilitatea instituțiilor preșcolare în comunitate și încadrarea copiilor a fost o prima întrebare, apoi au urmat indicatorii ca să estimăm dacă rata de încadrare. Da. 98% spun că au grădiniță disponibilă în localitate, 78% au spus că grădinița funcționează anul împrejur. Aparent este o scădere, deci nu aparent, ea este statistic semnificativă mai mult decât. Dar de ce am zis aparent? Eu nu aș crede, eu cred că a fost impactul perioadei de colectare a datelor, deci circa jumătate din eșantion a fost colectat în iunie-iulie și atunci când vii în noiembrie și întreb îngrijitorul, nu sunt cazuri când grădinița este efectiv închisă pentru reparații sau în concedii. Mai sunt și alți indicatori care confirmă această presupunere. Deci a fost totuși afectat de perioada de colectare a datelor, când îngrijitorii au fost abordați în propriu, pe perioada când grădinița a fost închisă. Și probabil același lucru a impactat asupra scăderii nesemnificative a ratelor de încadrare. Deci ce avem? 56,5% la moment copii de 1,56 ani încadrați în grădiniță. Rata de încadrare a copiilor 3 și 6 ani, 65,8%. Cauza nefrecventării, de ce copilul nu este încadrat, am întrebat toți îngrijitorii începând cu vârsta de 1,5 ani. Da? În primul rând este prea mic. Da? Și iată, uitați-vă, a doua opțiune, care a apărut de la sine în 2023, 14,9%, grădinița este în reparație vacanță. Care este vârsta începerii lansării, da? 31 luni în mediu, dar oricum tindem spre 3 ani, deși cunoaștem că deja e 2 ani. În principiu este foarte bine apreciat relația și calitatea serviciilor recepționate în grădinițe. Uitați-vă, 96% apreciază pozitiv relația dintre educatori și familie, părinți. La fel, 95% atitudinea educatoarei, deci nu avem careva semne de îngrijorare aici. Am măsurat și structura cheltuielilor lunare aferente încadrării copilului în grădiniță. Media a ieșit, pare mi se, 1300 de lei. Nu am pus aici, fiindcă nu prea valorează comparația cu studiile anterioare, mai ales din cauza exploziei inflației în ultimii ani, dar structura în principiu rămâne aceeași. Deci, dacă lăsăm la o parte îmbrăcăminte, încălțăminte, pentru care oricum te cheltui, chiar de copilul nu merge la grădiniță, poate mai puțin cheltui de oricum, partea leului a cheltuielilor nemijlocite în grădiniță revine acelui aport a părinților la asigurarea alimentației copiilor. Incluziunea copiilor cu dizabilități. Ce avem noi? Deci am ajuns în punctul în care să vedem răsturnarea situației. Deci începând cu 2003, noi întrebam ce trebuie să facem cu copiii cu dizabilități. Prima opțiune, să-l îngrijească în familie. Doi, să-l dea la grădiniță din localitate, de rând cu ceilalți copii. Să-l plaseze într-un centru de plasament. Aceste trei. Am început în 2003, când 72%
îngrijitori erau de părere că acești copii trebuiesc lăsați în familie, da? Doar 5,6 că copiii trebuie încadrați în instituții generale, de rând cu toți copiii, și 20,3 susțineau că acești copii trebuie instituționalizați. Ce avem acum? Deci, prima opțiune a scăzut în continuu, da? Și am ajuns la sub 40% îngrijitori care spun că acești copii trebuie îngrijiți în familie. Iar cea mai mare pondere au constituit cei care sunt pentru incluziunea acestor copii, 41,6. Deci încă nu este vorba despre preponderență, da, când trecem de jumate, dar oricum pe primul loc se plasează opțiunea inclusivă. Da? Și puternic, evident, a scăzut și opțiunea pentru instituționalizare. Persistă, evident, impactul tipului de dizabilitate. Da? Apoi noi aparte am întrebat ce facem cu copiii cu deficiențe mentale, cu copiii de deficiențe de vedere și auz. Vedeți că sunt diferențe, dar oricum creșterea este și într-o parte și în alta. Și ultimele bare, acolo e ponderea îngrijitorilor care au zis că da, eu accept ca un copil cu dizabilități să facă studiul, să fie încadrat într-o grupă, clasă cu copilul meu, creștere de 16%, da? Incontestabil. Deci, încă o confirmare că avem de-a face cu o îmbunătățire nu doar la nivel declarativ, că e bine așa să spui, da, e dezirabil, ci chiar și la un nivel mai apropiat, mai personalizat. Bine, părerea că copiii ăștia trebuie să fie încadrați cu toți de rând e ok, dar cu copilul tău propriu. Accepți, da. Deci creștere de 16% timp de 5 ani. Neglijare, abuz și violență. O să suprapus un pic. În fine, deci 31% de copii în continuare sunt trăiesc într-un mediu în care abuzul sub forma de certuri în familie este prezent. Da, da. Deci ești mai grav, 62% aproape trăiesc într-un asemenea mediu și 31% îngrijitori recunosc că acest lucru se întâmplă în prezența copilului. Și este unul din indicatorii care nu variază, deci nu avem îmbunătățiri față de 2018. Metodele de disciplinare. Da. Ce faceți, da, ca să-l disciplinați? Pozitiv, unica opțiune, i s-a explicat de ce comportamentul său a fost greșit, da, de la 76 la 87, da, și este opțiunea cel mai des aplicată. Dar cel mai des aplicată este aparent, fiindcă celelalte forme sumar cumulează o pondere mult mai mare. Deci vorbim de forme de abuz emoțional, psihologic, coercitiv, inclusiv 27% din îngrijitori au recunoscut că i s-au dat palme la fund sau au fost plesnit cu mâna în zona dorsală. În scădere față de 2018, atunci constituia 36, dar oricum 27% este enorm de mult. Celelalte forme sunt prezente în proporție mult mai mici, dar iarăși cumulate oferă un nivel de îngrijorare. Incidența metodelor de violență asupra copilului. 40%. Deci am sumarizat toate metodele aplicate, deci
reiese că 40% față de 26% în 2018, 40% îngrijitori aplică doar discriminări non-violente, disciplinări, pardon. Da? Agresiune psihologică, 38%, e în scădere, dar oricum mult. Careva disciplinare fizică, 46%. Da? Anterior noi spuneam că 87,2% doar disciplina, deci 87,2% spun că aplică și forma corectă, da? Dar jumătate din ei oricum aplică inclusiv și disciplinare fizică, da? Deci sumar aplică, recurg la disciplinare fizică severă 0,6%, da? Scădere față de 2018. Orice metode violente, da? 46% în scădere cu peste 10% față de 2018. 8% din respondenți sunt convinși că copilul trebuie pedepsit fizic. ...3,5% din îngrijitori au spus că copilul a fost lăsat în ultima săptămână fără supraveghere pentru mai mult decât o oră. 12% l-au lăsat în grija surorii sau fratelui minor, alt copil. În ce circunstanțe, când mă duc la magazin cel mai des, când trebuie să merg la serviciu, ceea ce presupune că nu vorbim doar despre o oră, două. Da. Când sunt ocupată cu gospodărie, prin ogradă, probabil. Sănătate. Semnele de pericol în cazul cărora îngrijitorul ar apela la medic. Vedem o îmbunătățire considerabilă, deci creșteri semnificative pentru toate cele 10 semne pe care i-am enumerat, sau 9. Da, aici am distribuit respondenții după numărul de semne care au indicat că vor apela. Numărul mediu de semne crește, da? E aproape 6 față de 4,6 în 2018, deci bucură. Vaccinările. Deci care este rolul vaccinului, mai întâi am întrebat. 48% spun că este protecție împotriva maladiilor, da? 21% spun că mai ușor suportă, da? 20% spun că se îmbolnăvește în general mai rar. Atitudinile față de vaccinare și rata de vaccinare a copiilor. 87% sunt pro-vaccin, da? Fără variații majore, deci ne așteptam după toate evenimentele aferente pandemiei. Vaccinul este, copilul este vaccinat 95,6%. Aici avem și tipurile de vaccin. Avem adaos de fier și vitamina A în scădere față de 2018 chiar. Și BCG. Nu sunt gata să spun care sunt cauzele, dar avem constatările. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc. Aici este QR codul pe care l-au plasat colegii pentru a putea mai ușor accesa raportul propriu zis, pe care vă îndemn să-l accesați, fiindcă el include un set mult mai larg de indicatori. El include setul de tabele bivariate cu răspunsurile și corelațiile pe categoriile sociodemografice de bază. Nu am comentat foarte mult, dar tendințele generale
sunt aceleași, deci acolo unde vorbim de situație mai proastă, e vorba de studii mai, nivel de studii mai scăzut, nivel socioeconomic mai scăzut, mediul rural și un, o situație specifică sunt familiile când îngrijitorul este tatăl, da? Este absolut specifică. De la primul indicator, nu știu, ocupația îngrijitorului, deci dacă mamele îngrijitori în proporții de peste 60% nu sunt angajate în câmpul muncii și îngrijirea copilului este principală ocupație, în cazul taților îngrijitori, 70% din ei sunt angajați în câmpul muncii. Și terminând cu indicatorii și de atitudine și de practici și tot așa. Mulțumesc! Domnule Cântărgi, vă mulțumesc foarte mult pentru prezentarea raportului. Într-adevăr, societatea moldovenească evoluează în timp pe multipli parametri. Unii dintre parametri cunosc o evoluție mai rapidă, alți parametri fiind foarte fundamentali în societatea noastră ce ține de atitudini, da, de educația copiilor, de roluri, pot cunoaște o evaluare mai lentă, dar oricum sunt anumite schimbări vizibile în societate. Și vă mulțumesc pentru efortul dumneavoastră comun în modificarea unor atitudini, unor practici care să alinieze la știința, practica modernă a acestor aspecte. În continuare, doamna Gabiri, vă rog, dumneavoastră aveți ștafeta. Mulțumesc foarte mult, domnule deputat, stimată audiență. Studiul respectiv, într-adevăr, este o reflecție fidelă a realității și a percepțiilor colective din Republica Moldova asupra cele mai importante etape din viața unui copil și care trebuie să aibă o bază foarte solidă pentru care să includă, de fapt, toate domeniile de îngrijire receptivă. Totodată, acest studiu a descris foarte bine tabloul îngrijitorului și necesitățile imediate ale acestuia pentru a oferi o perspectivă de dezvoltare armonioasă și aici ne referim la toate domeniile, cel de sănătate, de educație și de protecție. Și astfel intrăm în primul panel, care se numește Politici și perspective privind dezvoltarea timpurie a copilului. Așa cum a menționat și domnul Cantarji și doamna Maha Damaj în discursul său, este foarte îmbucurător creșterea cu 94, la 94,4% a indicelui de dezvoltare timpurie și aici ne referim la toate cele patru domenii, alfabetizare și aritmetizare, dezvoltare fizică, învățare și dezvoltarea socio-emoțională. Cu siguranță că acest lucru este corelat cu o încadrare sau înrolare foarte bună în instituțiile de educație timpurie și probabil că poate fi corelat și diminuării conform codului de educație acele vârste de încadrare a copiilor de la 3 la 2 ani, copilașii având șansa să fie încadrați în instituții la o vârstă mai fragedă. Cu siguranță este un proces foarte plauzibil, dar nu pentru toate categoriile de copii. Și aici vreau să mă refer mai mult către percepțiile părinților față de educația inclusivă. Așa cum am auzit, doar 41,6% din îngrijitori susțin educația inclusivă și încadrarea copiilor cu dizabilități în instituții preșcolare ordinare, chiar dacă este un procent care practic s-a dublat față de anul 2018. Din această perspectivă, prima întrebare este către doamna Valentina Olaru, secretară de stat din cadrul Ministerului Educației și Cercetării, pe care o rugăm să ne expună care sunt, dacă există pe agenda Ministerului, strategii de îmbunătățire a indicelor de dezvoltare timpurie a copilului și din perspectiva educației inclusive. Mulțumesc. Onorată asistență, vreau să zic la capitolul educației timpurie, sigur că lucrurile nu stau atât de bine pe cât ne-am dorit. În primul rând, în ceea ce privește investițiile în educația timpurie, de aceea, la moment, este pe rol, se lucrează la asigurarea autonomiei financiare a grădinițelor,
la aprobarea unei formule de finanțare per elev, la aprobarea statelor de personal care necesită a fi revizuite pentru grădinițe și la acordarea drepturilor grădinițelor instituțiilor educaționale timpurii de a trece la autogestiune financiară. Ne propunem ca de la 1 ianuarie să începem un proces de pilotare a autogestiunii financiare la nivel de instituțiile de educație timpurii. De ce este necesar acest lucru? Pentru că ne dorim în primul rând mărirea accesului la servicii educaționale timpurii, mai ales la nivel de creșă, pentru că accentul va fi pus pe copii mai mici de 2 ani și vom încerca să investim cel puțin 60 de milioane în 2024 pentru deschiderea de grădinițe și grupi noi. Este una dintre prioritățile declarate de Ministerul Educației și Cercetării pentru 2024. Dar totodată trecerea la autogestiune financiară sperăm noi că va îmbunătăți asigurarea didactică a grădinițelor conform standardelor minime de dotare aprobate de către Ministerul Educației și Cercetării, deoarece fără jucării, cărți, materiale didactice nu putem vorbi despre îmbunătățirea indicelui de dezvoltare a copiilor. Dacă să vorbim la nivel de buget de stat, ceea ce este asigurat, sigur că lucrurile stau foarte prost la capitolul dat, pentru că într-un studiu efectuat în 2022, standardele de dotare sunt respectate în proporție doar de 41,46% media pe țară, și deci în consecință doar 5,9% din copiii matriculați în grădinițe beneficiază de un nivel relativ bun al dotării didactice a procesului educațional. 30,9% la un nivel satisfăcător, iar mai mult de jumătate din copii, 63,2% de o dotare nesatisfăcătoare. Și nicio grădiniță nu este asigurată didactic la nivel de 100%. Materiale didactice sunt consecință sau prezența acestor materiale didactice sunt o consecință a resurselor financiare aprobate pentru acest capitol. Și trebuie să recunoaștem că pe țară această sumă este de 8,32 de milioane de lei, ceea ce constituie 0,16% din buget total al instituțiilor de educație timpurie. Asta vorbim despre anul 2022. Realmente însă s-au alocat către grădinițe din acest ceea ce s-a pus, s-a bugetat, am zis, din cele 0,16%, doar 0,1% din bugetul total, adică 5,74 de milioane de lei. Pentru comparație, pentru produse alimentare s-au cheltuit 597,5 milioane de lei sau 11,7% din bugetul executat. Sigur că lucrurile date sunt compensate cu, și din studiu noi am văzut, cu investiția părinților pe compartimentul dat. Adică lucrurile, cele care noi le prezentăm, ele vin din bugetul centralizat și acest lucru este problematic deoarece la moment noi avem o finanțare istorică pe grădinițe. Avem grădinițe când deseori numărul angajaților depășește numărul copiilor, ceea ce înseamnă o cheltuială ineficientă. Deci aia banii, și mai ales că grădinițele fiind în subordinea primăriilor, apeleurilor, nu întotdeauna și ceea ce este dat pentru grădinițe este elaborat în conformitate cu bugetul în prioritatea dezvoltării pentru a stimula indicele dezvoltarea copilului. Ne gândim cumva tradițional mai mult la alimentație și la condiții fizice și mai puțin la ceea ce poate să contribuie la dezvoltarea intelectuală a copilului. Pe această cale venim să mulțumim și UNICEF-ului că în toți acești ani de la aprobarea codului educației a contribuit substanțial la proiectele derulate în sistem și la dotarea instituțiilor educaționale timpurii cu jucării și materiale didactice. În context, este necesar ca să punem în aplicare articolul 140 alineatul 1 litera D din Codul Educației, care spune că asigurarea în mod gratuit a copiilor din grupele pregătitoare cu materiale didactice. Și noi o să încercăm să insistăm asupra acestui lucru, pentru că an la rând propunerea Ministerului Educației și Cercetării pentru CBTM la acest capitol cam a fost ignorată de Ministerul Finanțelor. O să încercăm să insistăm pentru ca lucrurile să se remedieze pe această dimensiune.
Este necesar de asemenea și de a capacita cadrele didactice în vederea îmbunătățirii competențelor acestora de a lucra cu copiii pentru a le ajuta să performeze standardele de învățare și de dezvoltare prin diverse tipuri de instruiri. De aceea, prin suportul Băncii Mondiale, vom încerca să finanțăm cursurile de formare continuă gratuită pentru cel puțin 1000 de cadre didactice din grădinițe. Aceasta este tot o prioritate a Ministerului Educației declarată pentru 2024. De asemenea, aprobarea unei strategii de educație parentală și a unui plan de acțiuni pentru capacitarea familiilor cu abilități și competențe parentale pozitive în realizarea de activități de educație parentală prin toate mijloacele posibile, inclusiv și prin canalele online. În ceea ce privește aspectul de educație inclusivă, avem pe rol două documente importante care vor îmbunătăți substanțial indicele de dezvoltare timpurie a copiilor cu CES. Este elaborat și este propus preavizare la Ministerele de Resort Programul Național de Dezvoltare a Educației Inclusive, care pentru prima dată are în componenta sa și domeniul educației timpurie. Acesta conține activități legate de dotarea instituțiilor cu echipamente și materiale didactice speciale, capacitarea cadrelor didactice pentru lucru cu copiii cu CES prin instruiri de toate tipurile, angajarea personalului specializat în instituții de educație timpurie, vorbim despre cadruri didactice de sprijin, psiholog, logoped, psicopedagog, kinetoterapeut, pentru grădinițele mari, unde incidența copiilor cu CES poate fi mare, iar pentru grădinițele mici, cu mai puțin copii cu CES și unde nu este posibil de a angaja specialiști pe o normă întreagă, va lucra echipa mobilă asigurată de către CRAP, SAP, acum în proces de reformare. De asemenea, extinderea Fondului Național pentru Educație Inclusivă, care să acopere și educația timpurie, dar și învățământul profesional tehnic. Este elaborată hotărârea de guvern cu privire la Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică, care va da noi împuternicirii CRAP-ului și noi responsabilități rețelei locale, care va intra în subordinea CRAP-ului, vorbim spre SAP-urile actuale din teritoriu, pentru a ajunge la fiecare copil din instituțiile educaționale timpurii, care are nevoie de asistență specializată prin echipele mobile despre care am vorbit anterior. Mizăm foarte mult pe susținerea partenerilor noștri de dezvoltare în implementarea tuturor acestor activități care vor conduce la îmbunătățirea indicilor de dezvoltare timpurie a copiilor de vârstă mică. Mulțumesc! Vă mulțumim, doamna Olaru, pentru această intervenție și Ministerul Educației și Cercetării rămâne un partener de sprijin de încredere în toate inițiativele UNICEF și, desigur, un sprijin primordial în implementarea politicilor în domeniul dezvoltării timpurii a copilului. În spațiul mediatic din Republica Moldova, periodic apar discuții intense pe tematica necesității sau utilității vaccinurilor. Opinia publică este deseori derutată prin diverse mituri și stereotipuri în ceea ce privește această metodă de combatere a infecțiilor, care pe timpuri, de fapt, au creat urgențe umanitare. În contextul studiului se estimează că doar 48% dintre îngrijitori, părinți, consideră că își protejează copilul contra maladiilor împotriva cărora este vaccinat. Indicatorul este în scădere față de 2018, când am atestat o cifră de 55,7%, fapt care ar putea să ducă sau să fie o urmare a campaniilor de răspândire deci a informațiilor împotriva vaccinării, precum care de fapt s-au agravat mai mult pe parcursul pandemiei cu COVID-19. Întrebarea către doamna Dorina Savoschin, șef serviciu Sănătatea Mamei și Copilului din cadrul Ministerului Sănătății, este care ar fi principalele motive pentru această scădere și ce strategii urmează să implementeze Ministerul Sănătății pentru a schimba această situație. Mulțumesc. Bună ziua, mulțumat asistenți, stimați deputați, stimați parteneri de dezvoltare Republicii Moldova. Mulțumesc pentru așa o prezentare bună a studiului. Într-adevăr, este un punct de reper pentru politicile ulterioare care urmează să le aprobăm. Menționez că responsabili din cadrul Ministerului Sănătății sunt foarte conștienți de impactul pe care el are creșterea competențelor în sistem, a cunoștinților lucrătorilor medicali în îngrijirea și dezvoltarea timpurie a copilului, pe cât și a îngrijitorilor. Deci, la acest aspect au fost aprobate mai multe acte, ca standardul de supraveghere a copilului sănătos, standardul de organizare a vizitor la domiciliu a copilului sănătos de 0-3 ani, aprobat în ordinul Ministerului Sănătății numărul 631 din 2017. Și vreau să spun că, pe lângă aprobarea acestor standarde, au fost
efectuat cu ajutorul partenerilor externi UNICEF un lucru foarte enorm. Au fost instruiți asistenții medicari care fac aceste vizite la domiciliu, inclusiv și la subiectul vaccinare, la discuția cum trebuie să fie o discuție cu îngrijitorii ca să-i convingi despre beneficiile unei vaccinări. Deci standardele care aceste vizite la domiciliu au mai multe funcții, printre care ca să înveți îngrijitorii cum să îngrijească corect un copil, care sunt beneficiile alăptării, care sunt semnele de pericol. Și studiul ne-a demonstrat că este un impact pozitiv. Deci aceste instruiri și-au făcut impactul său pozitiv și au crescut capacitățile parentale ale părinților. Totodată, da, subiectul vaccinării este unul foarte aprins în societate, mai ales după această pandemie COVID, când au apărut multe informații pe rețelele de socializare, dar prin aceste discuții am crescut capacitățile asistentelor medicali, lucrătorul medical, la nivelul de comunicare, cum trebuie să fie o comunicare deschisă cu părinții, cum trebuie să fie răspunsurile date, care trebuie să fie informația, care sunt link-urile la care facem trimitere. Totodată avem în sistem și această agendă pentru părinți, da, carnetul pentru părinți care a fost aprobat și s-a lucrat la el cu ajutorul partenerilor, de asemenea UNICEF a avut un impact foarte mare și în carnetul acesta de dezvoltare a copilului sunt capitole aparte, anume la subiectul vaccinare. Deci facem un lucru continuu pentru a crește competența și lucrătorul medical, dar și nivelul de înțelegere a părinților. Vă mulțumesc, doamna Dorina, pentru răspuns. Și UNICEF, de rând cu alți parteneri de dezvoltare, vor rămâne întotdeauna un sprijin pentru a crește rata de vaccinare a copiilor din Moldova. Avem aici reprezentanții din cadrul Ministerului Muncii, deci Protecției Sociale, doamna Elena Urmașu, consultantă principală din cadrul Serviciului Politici Demografice. Studiul ne arată că practica generală este de a încadra copiii în instituțiile de educație timpurie la vârsta de la 3 ani în sus, iar vârsta medie de începere a frecventării grădiniții în mod regulat constituie cele 31 de luni și doar 44,7% au început să frecventeze grădinița până la vârsta de 3 ani. Ministerul Muncii și Protecției Sociale a întreprins pași concreți pentru a facilita accesul copiilor sub vârsta de 3 ani în cadrul serviciilor de îngrijire alternative, prin acel program național de servicii de îngrijire alternative, în baza cărora vor activa serviciile de îngrijire pentru copii. Iar în august au fost aprobate și regulamentele în baza cărora aceste servicii își vor desfășura activitatea. Și aici mă refer la creșele organizate de angajatori la locul de muncă, servicii de îngrijire individualizate a copiilor și serviciile de îngrijire a copiilor de tip familial. Rog, doamna Elena, să ne spună cum își propune Ministerul să promoveze acele practici bune de dezvoltare timpurie a copilului în astfel de modele. Bună ziua, mulțumesc! Programul național privind serviciile de îngrijire a copiilor cu vârsta de până la 3 ani vine să răspundă la necesitățile părinților cu copii mici care doresc să se reintegreze în câmpul muncii prin crearea și dezvoltarea serviciilor alternative de îngrijire a copiilor. Ministerul Muncii și Protecției Sociale a elaborat legea numărul 367 cu privire la servicii alternative de îngrijire a copiilor, iar în acest an, la 2 august 2023, a fost aprobat hotărârea de guvern cu privire la regulamentele, cu privire la organizarea și funcționarea serviciilor alternative de îngrijire a copiilor. Documentul prevede măsuri de sporire a numărului instituțiilor de educație timpurie de tip privat, dezvoltate la nivel național, al serviciilor de îngrijire a copiilor de tip familial, dar și va crește numărul de îngrijitori calificați înregistrați oficial pentru a presta servicii de îngrijire a copiilor. Astfel, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, în colaborare cu mai multe organizații, depune maxim efort ca să dezvolte servicii de îngrijire a copiilor, astfel încât să fie posibilă reconcilierea vieții de familie cu cea profesională. Mulțumesc! Vă mulțumim pentru intervenție. Și acum vreau să ne referim la fenomenul violenței asupra copilului, care este pe larg răspândit. Deși pentru a-i da o lecție de comportament copilului, marea majoritate a îngrijitorilor susțin că îi lămuresc sau îi explică greșelile în 87,2%,
Peste jumătate de respondenți recunosc că au recurs în ultima lună la metode care rezultă în abuz psihologic sau emoțional și au, prin obligarea copilului să realizeze careva activități sau ca pedeapsă sau prin strigăte. Deci 38,5% din copii din Republica Moldova sunt astăzi supuși agresiunii psihologice și 46,1% disciplinării fizice. Suntem interesați să vedem recomandările domnului Victor Coroi, avocat poporului pentru drepturile copilului din Republica Moldova, către factorii de decizie în scopul diminuării incidenței cazurilor de violență în rândul copiilor și care ar fi acțiunile imediate care pot fi luate în acest sens. Onorată asistență, bună ziua! Mulțumesc pentru întrebare. De fapt, mă așteptam la o întrebare mai largă referitor la recomandări ce țin de acest studiu, nu doar de domeniul, fenomenul violenței, dar o să încerc să mă adaptez parcurs. De fapt, unul din aspectele la care vreau să atrag mai mult atenție în intervenția mea era tocmai acest fenomen, și mai ales partea de care n-am regăsit-o în acest studiu, deși este desigur un studiu comprehensiv și nu putea să acopere toate aspectele, n-am regăsit nimic legat de abuzul sexual asupra copiilor de vârsta preșcolară. Și cunosc foarte bine că la nivel de curriculum, la nivel de obiective educaționale, s-a inclus, este inclus în curriculum acest aspect, s-a elaborat acel program Copii în Siguranță de către Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii cu suportul Consiliului Europei împreună cu Ministerul Educației și Cercetării. S-a pilotat în municipiul Chișinău, în raionul Hâncești. În schimb, nu știu dacă a continuat ceva și care sunt planurile Ministerului pentru viitorul apropiat. Și, desigur, copiii, pe lângă acea dezvoltare, ce spuneam noi acolo, că trebuie să le citească copiilor, trebuie să se joace cu ei. Copiii trebuie să cunoască acea regulă, aici nu se pune mâna, trebuie să cunoască secretele bune și rele, trebuie să cunoască persoanele de încredere, cui să se adreseze în cazul în care consideră că i s-a făcut sau anumite acțiuni care poate fi considerat abuz sexual a fost făcută acestui copil. Cum spuneam, alt aspect la care vreau să-l abordez în afară de violența față de copii, deși înțeleg că este un domeniu, un aspect foarte important, este supravegherea sau copiii lăsați fără supraveghere. Și aici am văzut că studiul ne spune că în ultimele 7 zile 12% dintre, nu mai amintesc exact datele, dar în orice caz erau destul de îngrijorătoare și noi cunoaștem și la nivel de cazuri mediatizate, dar și la nivel de oficiul avocatului poporului, cazuri în care copiii au fost sau victime ale violenței, inclusiv abuzul sexual, dat fiind că erau în sau una din cauze era că erau lăsați fără supraveghere și nu cunoșteau, iată, nu aveau partea asta de împuternicire, de a cunoaște care sunt semnele abuzului și de a ști cui se adreseze, și cazuri de deces, dar și cazuri, cum de exemplu am identificat niște copii care treceau dintr-o parte alta a străzii și ne-am dat seama că
din discuțiile ulterioare ne-am dat seama că mama era unic îngrijitor, era la serviciu și de obicei avea grijă de acești copii bunica și în acel timp, în acel moment ea era în spital. Deci sunt niște recomandări care, într-adevăr, ce cine a spus de la doamna de la Ministerul Muncii și Protecției Sociale este foarte important, acel program de crearea serviciilor de îngrijire alternativă. Așteptăm implementarea lor, deci de fapt vroiam să spun că majoritatea recomandărilor și acestor, la acest studiu, dar și cu care aș veni eu până la urmă, ori autoritățile vor spune că astea deja sunt în realizare sau unele dintre ele sunt parte a unor programe de unor documente de politici publice, programe, strategii, educația 2030, sănătate 2030, acel program pe protecția drepturilor copilului sau de în cazul implicării taților, acel program de promovare și asigurarea egalității între femei și bărbați. Cred că o să mă opresc aici, poate pot să dau citire la unele recomandări pe care le-am avut noi la partea de Oficiul Avocatului Poporului, la partea de supravegherea copilului, dar cred că și timpul ne cam presează. La nivel de totuși să mă întorc la întrebarea dată și la care cumva m-a luat prin surprindere, că e legat doar de prevenirea violenței. Da? Într-adevăr, avem o acceptare largă a fenomenului violenței față de copii. Și problema pornește de la faptul că această violență față de copii, de fapt, reflectă acceptarea violenței în societate în general și față de femei și în general la rezolvării conflictelor în mod violent. Deci, dacă să merg pe niște recomandări mai largi, ar fi legate în primul rând de educație. De educație, de dezvoltarea celor competențe sociale și emoționale ale copiilor. Clar, asta ar rezolva doar în viitor, da, dacă copiii, actualii copiii vor crește cu anumite competențe care le-ar permite să fie empatici, să știe cum să rezolve într-un mod non-violent conflictele, dar avem totuși cealaltă parte a populației, părinții, societatea în general, care, desigur, prin acțiuni inclusiv din programul Protecția Copilului 2022-2026, care include și revizuirea acelei strategii de dezvoltare a competențelor parentale 2016-2022, care și așa și nu s-a implementat, și aprobarea unui alt plan de acțiune. Deci, iată, asta ar fi una din acțiuni care ar trebui implementată și prin, ar fi important și prin campanii de sensibilizare, conștientizare la nivel național, să ajungă la toată lumea, nu doar la părinți, și clar că este foarte important să fie implicată și mass media în acest domeniu. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Coroșe. Într-adevăr, acele acțiuni, nu doar în sprijinul actualilor părinți, dar și de educarea viitorilor părinți, pentru ca ei să aplice o parentalitate pozitivă, sunt foarte importante. Cu aceasta trecem la cel de-al doilea panel, dezvoltarea timpurie a copilului pe agenda organizațiilor internaționale, naționale, dar și autorităților publice locale. Mă bucur foarte mult să avem alături reprezentanții de la UN Women și UNFPA, pentru că efortul conjugat al partenerilor de dezvoltare amplifică, de fapt, suportul pe domeniile de sănătate, dezvoltare, îngrijire, dar și sănătate reproductivă.
La solicitarea sau la cererea Parlamentului pe parcursul anilor 2022-2023, UN Women împreună cu UNICEF și UNFPA au lucrat cu o echipă de experți pentru a evalua costurile extinderii serviciilor de îngrijire a copiilor și impactul potențial al acestora asupra creării locurilor de muncă. În studiu se atestă că debutul timpuriu al procesului de educație sau către debutul timpuriu sunt mai mult orientate mamele cu un nivel de studii mai înalt din mediul urban și din familiile cu nivel socioeconomic mai sporit. În acest context, o să rog colega mea, Tatiana Udrea, coordonator programe UN Women, să ne vorbească despre perspectivele de îmbunătățirea dezvoltării timpurii a copilului, reieșind din mandatul organizației pe care o reprezintă. Mulțumesc, Cristina, foarte mult. În primul rând, felicitări colegilor de la UNICEF, autorităților naționale pentru un studiu atât de comprehensiv, care și colegilor de la AXA, cu siguranță, ne dăm seama că a fost o muncă destul de complicată în spate, dar totodată, cumva, pentru noi, încă o dată au fost scoase în evidență cele provocări asupra cărora noi muncim acum. Altele sunt mai noi, altele cumva se atenuează, am văzut cu toții. Dar răspunzând la întrebarea Cristinei, eu aș vrea un pic ușor să fac câțiva pași înapoi, deoarece cumva, reieșind de mandatul nostru UN Women, care este în special abilitarea economică a femeilor și acest studiu care este, cum s-a menționat și anterior, vizează mai multe domenii, vizează inclusiv nemijlocit direct și abilitarea economică a femeilor, fiindcă am văzut cifrele alarmante după mine, cât de mult sunt femeile implicate în îngrijirea copilului, diferența este destul de enormă. Noi lucrul ăsta l-am vizat și în alte studii, începând chiar cu studiul din anul 2020, când aceleași cifre privind implicarea femeilor în câmpul muncii, diferența enormă dintre o femeie 25 și 49 de ani care are măcar un copil este de 45%, ori dacă nu există copilul, atunci angajarea în câmpul muncii este de 60%. Cumva cifra de 10 și 15% diferența aceasta este strigătoare la cer și atunci am zis, haideți să vedem care sunt cauzele. Și cauza majoră era, de fapt, îngrijirea în munca casnică, îngrijirea copiilor și rudelor. Și care este cauza majoră de ce aceasta se întâmplă? Fiindcă avem creșe puține, 15% erau la acel moment. Și atunci am început cumva să ne implicăm mai mult și pe această cale aș vrea să îmi exprim întreaga admirație pentru colegii din Parlament, din Guvern, pentru pașii atât de rapidi și deschiderea care a fost într-un termen destul de mic. Deci, practic, în un an și ceva s-au realizat foarte multe lucruri. Să avem o lege nici într-un an, să avem o hotărâre de Guvern, practic, iarăși la câteva luni, este chiar de aplaudat. Pe de altă parte, sigur că există o lege, există o hotărâre de guvern, ori implementarea acestora este absolut destul de complicată și ne exprimăm și noi deschiderea pentru a oferi întregul suport, fiindcă conștientizarea ceea ce zicea domnul anterior este un moment absolut necesar, care și noi l-am simțit în programele noastre. Studiul la care se referea Cristina, noi am zis, haideți să vedem, dacă totuși vor fi instituționalizate serviciile de îngrijire, care vor fi impactul economic. Și așteptam cu mare nerăbdare care vor fi acele cifre. De comun cu colegii de la UNICEF și UNFP am muncit, cred că jumătate de an. Studiul a fost implementat în parteneriat cu Cambridge Econometrics, expert, aș zice eu, de înaltă valoare. Și cifrele erau următoarele. Chiar în primul an de implementare acestor servicii, rata de angajare a femeilor ar crește la 3.000 de locuri de muncă, direct și indirect. Ceea ce ține de rata de ocupare în termen mediu ar fi în jur de 8%, iar PIB-ul, fiindcă el se măsoară în termen lung de 10-15%, ar fi undeva în jur de 2-2,4%, cifre care oricum vorbesc de la sine și care pot fi realizate atunci când eforturile cumva sunt
unite și fiecare în dependență de abilitățile și funcțiile care le are, le complementează, exact. Ceea ce vreau încă cumva să complimentez în cifre statistice ce se întâmplă cu abilitarea economică a femeilor, ziceam anterior, de rată de ocupare. Acest lucru se întâmplă și la nivel de dezvoltarea antreprenoriatului. Deci femeile sunt cumva în jur de 30% angajate în dezvoltarea afacerilor, iarăși având aceleași cauze. Și aici tot este alarmant. În întreprinderi mici și mijlocii, ori dacă ne uităm la întreprinderile mari, avem în jur de un 7%. Asta, ținând cont de ceea ce ziceai tu, Cristina, având femeile sau fetele fiind în studii superioare, cumva mult mai prezente decât băieții, la aceleași studii economice avem în jur de 70% prezența femeilor. Și atunci, cu eforturi comune, noi, spre exemplu, noi la UN Women, cumva încercăm să fim prezenți în acel plan, în acel plan național de de îngrijire a copiilor, oferim suport pentru renovarea și echiparea grădinițelor publice, creșilor publice, oferim suport și sectorului privat pentru implementarea serviciilor alternative, oferim și vouchere pentru acele femei care vor să dezvolte acele servicii alternative, dar iarăși aici ne confruntăm cu problema conștientizării la care trebuie să lucrăm în comun. Mai oferim și alte activități conexe, ceea ce ține de plată egală pentru muncă egală, vom oferi suport pentru dezvoltarea cadrului legal, principiile, promovarea principiilor de abilitare a femeilor și ca să concluzionez, fiindcă cu toții facem un efort comun, vreau să zic că doar aceste inițiative și dedicație și ce, dacă credem în ceea ce facem, cumva eforturile comune vor duce la dezvoltarea comunităților, vom avea o economie dezvoltată și nemijlocit vom asigura un viitor pentru copiii noștri, care eu, de exemplu, mi-aș dori copilul meu să rămână în această țară. Eu vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim, Tatiana! Și în același context, rog colega mea, Alena Criste, reprezentant UNFPA, analistă de programe populație și dezvoltare, să împărtășe cu noi toți perspectivele de îmbunătățire în domeniul dezvoltării timpurii a copilului din prisma politicilor prietenoase familiei pe care UNFPA le promovează. Mulțumim, Cristina. Onorată asistență, vrem să venim și noi cu aprecieri și felicitări echipei de cercetare CBS AXA, dar și partenerilor de la UNICEF, pentru realizarea acestui studiu, care cu siguranță ne oferă o bază bogată de informații și cu toții știm că politicile eficiente pornesc de la evidențe și asta ne dorim să le utilizăm și cu siguranță le vom aplica în activitățile, programele și politicile care urmează a fi elaborate. Acest eveniment de azi reprezintă încă un pas în extinderea politicilor prietenoase familiei și Fondul ONU pentru Populație, de fapt, prin mandatul lui, răspunde provocărilor demografice în special, dar nu numai, inclusiv și aspectelor ce țin de inegalitățile de gen. Și acest studiu încă o dată ne confirmă că totuși există stereotipuri de gen, femeile rămân totuși în mare parte să fie responsabile de responsabilitățile casnice, de îngrijirea copiilor și aici venim cu un pachet mare și programe de politici prietenoase familiei pe care le-am inițiat cu câteva ani în urmă și în parteneriat cu colegii și Ministerul Muncii și Protecției Sociale, deja implementăm o serie de activități. În ceea ce țin de implicațiile demografice, vreau să amintesc aici pentru că nu este o noutate, oamenii în Republica noastră au tot mai puțin copii pentru că decid să-și creeze o, zicem așa, o carieră profesională, să învețe și atunci rămân tot mai puțin timp pentru a-și atinge numărul dorit de copii. Vreau să amintesc aici că Fondul ONU pentru Populație a realizat un studiu demografic foarte larg care ne confirmă încă o dată că oamenii din Republica Moldova totuși își doresc mai mulți copii decât au, iar pentru a vedea care sunt totuși aceste bariere care le întâmpină, da, ei în atingerea numărului de dorit de copii,
am evidențiat în prim plan lipsa serviciilor de îngrijire. Și vorbim aici servicii de îngrijire atât publice cât și în sectorul privat. Anume, de la aceste cauze, de la aceste constatări, am pornit câțiva ani în urmă cu un program interesant, extinderea politicilor familiale, prin extinderea oportunităților pentru familii, prin politici familiale, și am colaborat și în continuare oferim suport sectorului privat în implementarea aranjamentelor flexibile de muncă pentru a susține familiile cu copii să-și echilibreze și să-și armonizeze echilibru dintre muncă și familie. Și vreau să amintesc aici că există o deschidere foarte mare din partea sectorului privat pentru a crea aceste spații prietenoase familiei, pentru a extinde aceste servicii de îngrijire a copiilor, ceea ce este un lucru laudabil și cred că trebuie valorizat și chiar amplificat. Din perspectiva mandatului NFPA, vă mulțumim foarte mult pentru suportul Guvernului și Parlamentului în realizarea acestor schimbări multiple, așa cum a zis Tatiana, suntem practic un caz, un studiu de caz de succes care a fost prezentat la foarte multe evenimente internaționale și chiar este un efort comun din partea tuturor agențiilor, inclusiv și UNICEF, UN Women și UNFPA. În parteneriat am contribuit împreună la efortul de a avea acest program național care este destul de ambițios, dar la care contribuim și în următorii ani cumva intenționăm să realizăm niște activități care țin de conștientizarea, în special mă refer informarea populației și conștientizarea de a beneficia de acele servicii și acele beneficii care sunt oferite pentru familii, inclusiv și concediu paternal, așa cum a fost menționat, pentru că oamenii încă ori nu cunosc, ori nu sunt familiarizați, dar cu siguranță avem unde lucra la acest capitol de a spori nivelul de implicare, în special a taților în creșterea și educarea copiilor, care cu siguranță va ajuta și femeile să revină în câmpul muncii, dar și va contribui la dezvoltarea în general a societății. Totodată vreau să amintesc că Fondul ONU pentru Populație, în parteneriat cu Universitatea de Stat a Republicii Moldova, la moment creează primul pilot, noi oferim suport universității pentru a crea primul pilot în ceea ce privește servicii de îngrijire pentru personalul universității și oferim suport și sectorului privat în continuarea și extinderea acestor servicii prietenoase familiei la locul de muncă. Facem acest lucru pentru că considerăm că aceste lucruri vor susține familiile să-și atingă numărul dorit de copii, să-și armonizeze viața și munca, să rămână activi în câmpul muncii, dar și pentru că aceste lucruri vor avea un impact asupra rezilienței țării și a beneficiului pentru toți actorii implicați. Vă mulțumesc! Mulțumim, Aliona. Aici avem prezentă pe doamna Viorica Negreșev, adjunct al Departamentului Educație, Tineret și Sport din cadrul municipiului Chișinău. Ceea ce ne dorim să aflăm de la doamna Negrei este din perspectiva dezvoltării timpurii a copilului despre care am discutat astăzi. Știm că municipalitatea a avut o povară dublă față de alte, dacă nu triplă sau și mai mare, față de alte autorități publice locale în criza cu refugiații, și anume de a încadra copiii din Ucraina în instituții de educație timpurie. Și acești copii totuși se află în situații de risc. Și vrem să aflăm care a fost răspunsul la această criză din partea municipiului și care sunt perspectivele în domeniul dezvoltării timpurii a copilului. Onorată asistență, este adevărat că pe lângă multele probleme care le avem, avem și situația de problemă în țara vecină. În context, la moment, peste 300 de copii refugiați din Ucraina sunt înregistrați în instituții de învățământ preșcolar, în circa 50 de instituții de învățământ preșcolar, preponderent de instituții cu învățare în limba rusă. În momentul apariției situației de problemă, deci am creat imediat un sistem de înregistrare a solicitărilor părinților
sau îngrijitorilor copiilor refugiați pentru a-i asigura accesul la învățare, pentru a asigura acces la asistență psihologică și alte necesități, îndeosebi pentru copiii cu dizabilități. Astfel, în perioada în care am fost în situații de criză și continuăm în aceeași situație, am încadrat absolut toți copilașii de vârstă preșcolară în instituțiile de învățământ, asigurându-le toate serviciile la care au acces copiii din Republica Moldova. Mă refer atât la educație cât și la îngrijire. Concomitent, în cadrul Centrului Psihopedagogic, am format echipe de intervenții pe asistență atât a părinților cât și a copiilor cu referință la necesități speciale, ziceam, de specialitate, psihologii, logopezii. Deci, centrul nostru psihopedagogic, atât în condiții de instituții de învățământ, cât și în incinta acestui centru a asigurat asistență. Este important să menționăm că pentru a asigura accesul la învățare, deci copiii au beneficiat de încadrarea în grupele de copii care învață limba română, în cazul în care părinții și-au dorit acest acces suplimentar, paralel cu implementarea curriculum național. Cred că la fel de important este faptul că am încercat copilașii de învățământ preșcolar, pe lângă activitățile curriculare, să-i încadrăm și în centrele de învățare extrașcolară, care sau unde pot fi prestate sau sunt încadrați în activitățile prestate de colegii noștri pe necesități și pe abilități pe care le au copiii. Pentru a ne reuși, bineînțeles că am fost în căutare de parteneri și în acest context mulțumim inclusiv și UNICEF pentru acordarea de asistență atât metodologică cât și materială, fiindcă copilașii din Ucraina, pe lângă necesitățile de învățare, aveau necesități și de a beneficia de bunuri, inclusiv materiale didactice, pentru ca să poată să se îngădreze. Ne-a reușit să identificăm diversi parteneri care să-i asigure atât cu bunuri personale cât și din cele didactice. În situația în care sunt mulți părinți care nu-și doresc frecventarea instituțiilor de învățământ preșcolar, fiindcă avem și astfel de familii, prin intermediul altor structuri ale primăriei s-a încercat identificarea acestor familii și de a veni cu oferte către ei pentru a le propune, pentru a informa cel puțin care sunt ofertele municipalității, în așa fel încât să-i putem încadra și să-i atragem în serviciile noastre specializate. În condițiile în care la moment, peste 40.000 de copii sunt încadrați în 170 de instituții de învățământ preșcolar sau primar secundar care au și grupe preșcolare. Numărul copiilor refugiați este un număr foarte mic. Cu toate acestea, atenția noastră pentru încadrarea acestora a fost în mod deosebit. Pe lângă grupul de intervenție psihopedagogică, am avut și grup format la nivel de învățare, în așa fel încât să putem să monitorizăm personal fiecare copil și necesitățile acestora, raportându-le la alte structuri ale primăriei, ca de exemplu Direcția Sănătății, în situația dată în mod deosebit pe segment de vaccinare, fiindcă familiile venite din Ucraina nu de fiecare dată aveau actele necesare și dovezele vaccinării pentru a putea încadra în grupul de copii, iar cei de la Direcția Sănătății au făcut intervenții și au putut pe segmentul de specialitate să ne informeze sau să asigure monitorizarea copilașilor. Alte structuri de asistență socială care la fel, având în vedere că nu de fiecare dată îngrijitorii sunt părinți, am avut situații când copiii din Ucraina au venit cu persoane străine care sau părinți care i-au adus până în Republica Moldova și aici au căutat asistență pentru asigurarea deci celor necesare pentru existență, locație pentru găzduire sau alimentație sau alte necesități. Deci avem Direcția Asistență Socială care la fel aceste familii au fost raportate și care la maxim posibil s-a încercat de a se interveni. Mulțumesc!
Mulțumim foarte mult și astfel trecem la panelul 3, oportunități și provocări pentru prestatorii de servicii, părinților și îngrijitorilor privind dezvoltarea timpurie a copilului. Știm cu toții că asigurarea unui start sănătos pentru dezvoltarea copilului și fortificarea sănătății copilului este una dintre sarcinile prioritare ale sistemului de sănătate. Studiul demonstrează un nivel de cunoaștere a semnelor de pericol care exprimă apariția unor probleme de sănătate la copil și acesta testă să fie unul moderat. Indicatorul universal în sensul semnelor de pericol rămâne febra ridicată, care pentru 74,4% dintre părinți manifestă deci, necesitatea de a consulta un medic. Respirația frecventă, precum și incapacitatea de a consuma lichide, au o indicație absolută pentru adresarea la asistență medicală specializată, calitativă, dar sunt recunoscute drept semne de pericol doar în 59% și 57%. Comparativ cu anul 2009, nivelul de cunoaștere a semnelor de pericol este totuși în creștere, el s-a îmbunătățit considerabil. Pentru unele din semne, ponderea respondenților chiar s-a dublat. În acest context, întrebarea către doamna profesor Ninel Rivenco, președintă Societății de Pediatrie din Moldova, șef catedră pediatrie Universitatea de Stat Nicolae Testimițanu din Moldova, din experiența dumneavoastră, care totuși sunt motivele pentru care părinții și îngrijitorii nu cunosc toate semnele de pericol și care, de fapt, reprezintă una din cauzele principale de deces a copiilor de vârstă mică. Mulțumesc, stimată Cristina, onorată asistență. Aș vrea să încep răspunsul printr-o analiză a structurii mortalității și morbidității copiilor, în special la 0-5 ani. Acești indicatori reflectă întocmai starea socială în țară, iar indicele de mortalitate acestor copii, în special la domiciliu, reflectă în totalmente situația asistenței medicale, dar și cunoștințele părinților, îngrijitorilor și altor și comunității per general. Ca și cifre de reflexie, nu o să le comentez, dar care pe noi, ca și specialiști, absolut ne îngrijorează. În total, pe Republică, pentru anul 2022, conform datelor statistice, sunt 172.721 de copii. E mare cifra, e mică, fiecare să o analizeze. Dintre care, copii până la un an, 23.549. Analiza per raioane demonstrează că majoritatea copiilor sunt în municipiul Chișinău, 5.571 copii, urmat de municipiul Bălți, 1.003 copii, dar sunt raioane în care numărul copiilor până la un an este destul de mic, ca de exemplu Ocnița, 31 de copii. În acest context, indicele mortalității copiilor până la un an și până la 5 ani rămâne pe agenda noastră ca a societății de pediatrie, a pediatrilor și nu numai. În total au decedat până la 5 ani 175 de copii, majoritatea din ei fiind în vârsta până la un an. Iar în structura mortalității copiilor, să nu vă obosesc cu aceste cifre, majoritatea sunt din ei, din cauza perioadei perinatale. Unii din ei născuți fiind prematuri, cu patologii congenitale, malformații congenitale. Deci vârsta până la un an, vârsta până la 3 ani, acele 1000 de zile în viața copilului sunt cruciale, iar toate activitățile noastre, inclusiv didactice, instructive, de care doriți, organizatorice, sunt orientate pentru fortificarea acestui aspect. O altă cifră care ne îngrijorează și care permanent este monitorizată este rata mortalității copiilor la domiciliu, acei copii care degetează fără ajutor medical. Da, parcă cifra este în descreștere în comparație cu anii precedenți, când decedau 22-23% de copii, procente vorbesc de copii, până la domiciliu, unii din ei de cauze evitabile,
În anul 2022 au decedat 16% din copii la domiciliu, dintre care 9% de cazuri evitabile. Deci acei copii care puteau fi salvați din vari motive. Ca și societate, ca și pediatrie, ca și structură, a fost efectuat un studiu, o analiză a celor cauze de mortalitate infantilă și mortalitate a copilor de până la 5 ani, în baza prevederilor Ordinului Ministerului Sănătății, numărul 649, din 9 iulie 2021. În așa mod, în fiecare an, analizăm toate fișele copiilor decedați, cu analiza lor respectivă. Sunt mai multe cauze, dar una din cauze a copiilor care au decedat de cauze evitabile este cunoștința modestă, mai bine zis, necunoașterea celor semne de pericol, ar celor semne de urgență care ar putea duce la salvarea acestor copii. Mulți din ei, practic majoritatea, sunt din mediul social vulnerabil. Mulți din ei sunt în îngrijirea altor persoane, nu a părinților, din cauza migrației parentale. Deci este o situație care, într-adevăr, este alarmantă, fiindcă fiecare copil contează pentru noi, mai ales sănătatea sau viața acestui copil. Din aceste motive, acele acțiuni care permanent rămân pe agendă, ele se regăsesc și pentru anii următori, de ca de fapt ultimii 10 ani toate acțiunile au fost întreprinse spre fortificarea supravegherii copiilor 0-18 ani, inclusiv cu accent la copiii cu vârsta timpurie 0-3 ani, prin optimizarea standardelor de supraveghere a copiilor, cu accent la metodele de identificare, de instruire, de educare, atât a lucrătorilor medicali, cât și a părinților și asistenților sociali, prin fortificarea acelor cunoștințe a lucrătorilor medicali au fost întreprinse mai multe acțiuni, atât la nivel de pregătire universitară, postuniversitară, rezidențiat, pediatrie, medicina de familie, dar și permanent educația medicală continuă. Și aici aș vrea să menționez acele acțiuni conduse și supravegheate de către UNICEF. UNICEF a fost, ca de fapt și Organizația Mondială a Sănătății, a fost deschiși pentru propunerile noastre în aceste acțiuni. Și acele activități care au fost întreprinse anii precedenți, în special în raioanele pilotate Cahul și Ungheni, pentru fortificarea supravegherii copiilor și vizitelor la domiciliu, elaborate multe și manuale și ghiduri pentru, atât pentru medici de familie, medici pediatri, dar și pentru părinți și îngrijitori. Și mai nou este în fața dumneavoastră, sunt aceste filmulețe care sper eu că vor rămâne pe mult timp pentru părinți, pentru îngrijitori, pentru societate, cu semnele de pericol. Când să ne adresăm medicului de familie, când să apelăm serviciul 112, în așa mod să salvăm copiii. Alte activități, anul 2022-2023, împreună cu UNICEF, această aplicație a părinților și îngrijitorilor Bebo, care consider că va fi deja mâna dreaptă acea Biblie în paralel cu agenda de dezvoltare a părinți, a copiilor pentru părinți și îngrijitori, care ne oferă nu doar date de dezvoltare alimentare, dar și educare, vaccinare, semne de pericol, că multe filmulețe, multe articole, mai mult de 2000 articole le găsiți în această aplicație, care este absolut gratis și o puteți aplica, indiferent aveți conexiune la internet sau nu. Deci aceste acțiuni considerăm că vor influența asupra micșorării cazurilor de deces de cauză evitabilă, vorbesc, sunt cazuri complexe care
cu regret sunt inevitabile, dar vorbesc de acele copii care pot fi evitabili și acest mesaj să ajungă nu doar la persoanele din municipiu, dar să ajungă până la cea mai mică comunitate și în special la păturile social vulnerabile, unde copiii cu regret nu au acces echitabil la asistență medicală. Sunt mai multe activități și sperăm să următoarele sondaje, următoarele chestionări să reflecte și o dinamică pozitivă. În final, aș vrea să profit de această ocazie din alt forum și să atenționez problema vaccinării copiilor. Cu regret, ea a scăzut și suntem martorii când cresc acum bolile infecțioase, inclusiv și pertussis. Practic, săptămânal, Institutul Mamei și a Copilului identifică noi și noi cazuri la copilașii micuți, la copilașii sugari, dar mai recent și la copiii școlari, la 9 și 10 ani. Și este o problemă, la fel trebuie de acționat și de muncit în paralel cu identificarea semnelor de pericol. Eu vă mulțumesc. Mulțumim, stimată doamnă profesor. Doamna Daniela Bordeianu, directoarea Institutului de Intervenție Timpurie Voinicel. Intervenția timpurie permite identificarea și abordarea problemelor de dezvoltare încă în stadiile incipiente, ceea ce poate ajuta copilul să-și dezvolte abilitățile sale la un potențial maxim. Care sunt, la moment, principalele obstacole și provocări legate de serviciul de intervenție timpurie și care sunt recomandările dumneavoastră pentru a depăși această provocare? Onorată asistență, bună ziua tuturor! Mă bucur enorm să fiu astăzi prezentă la această întrunire extrem de importantă. Felicit UNICEF Moldova pentru acest rezultat care ne poate contura activitățile ulterioare. Totodată, în calitate de părinte, sunt destul de îngrijorată pentru că deși suntem pe o tendință pozitivă și cifrele par mai îmbucurătoare, unele totuși ne pun în gardă și chiar am tresărit. Înțeleg că încă suntem foarte afectați de migrație, de realitatea dură a problemelor financiare și îndeosebi a violenței care persistă, care este acceptată, care este perpetuată și a altor aspecte care, iată, ne pun astăzi în fața realității dure. Pe de altă parte, în calitate de părinte a patru copii, înțeleg că nu este ușor. Am să trec și prin perspectiva aceasta pentru că cunosc că și alți colegi se bucură și se mândresc de familia frumoasă pe care o au. La rândul meu a fost necesar să includ părinții, familia extinsă, pentru a mă ajuta să revin în câmpul de muncă destul de oportun, la momentul oportun, să zic așa. A fost necesar să identific bone pe care ulterior să identific dacă sunt suficient de instruite sau nu, inclusiv financiar să mă descurc în această ecuație, ca până la final să identific o creșă privată și acum să facem transferul la o creșă de stat care la fel se confruntă cu foarte mari probleme, personal limitat, personal care este foarte puțin salarizat, îngrijitorii în grădinițe primesc 3500 de lei. Deci eu ca părinte îmi dau seama că suntem cu toții parte acestei comunități și împreună încercăm și vă mulțumesc foarte mult inclusiv donatorilor pentru că iată punem umăr la umăr pentru a ne susține reciproc, pentru a crește copii sănătoși și fericiți în familii fericite, pentru că asta ne dorim cu toții. Revenind la serviciul de intervenție timpurie, legea 60 începând din 2012, Guvernul Republicii Moldova și autoritățile centrale au depus eforturi pentru a identifica și a puncta necesitatea dezvoltării intervenției timpurii
În 2016 a fost aprobată hotărârea de guvern și iată în 2023 ne bucurăm împreună cu autoritatea Ministerului Sănătății, Ministerul Muncii Protecției Sociale, Ministerul Educației, autoritatea CNAM care ne susține. Avem servicii extinse în 10 raioane ale Republicii Moldova. Este o reușită pentru că am dublat sau chiar triplat în unele cazuri contractarea a serviciilor ITC din partea CNAM. Ne bucurăm foarte mult pentru că avem cumva o susținere, însă, deși înțelegem foarte bine importanța acestor 1000 de zile în viața fiecărui copil cu tulburări de dezvoltare sau cu dezvoltare tipică, totuși, pe lângă toate aceste oportunități, avem o serie și de provocări și de situații pe care împreună cu siguranță le vom depăși. Revizuirea prețurilor și partea financiară fiind una importantă pentru noi prestatorii de servicii, este probabil un punct important pe agenda noastră a tuturor. Pentru că în cadrul serviciului ITC, de exemplu, un consult în echipa transdisciplinară a unor specialiști dedicați, calificați, costă 171 de lei. Deci trei specialiști care dedică 45 sau 60 de minute pentru evaluarea dezvoltării copilului și a familiei, costificată la 171 de lei, nu cred că este situație echitabilă, cel puțin. Și alte testări de înaltă performanță costă 60 sau 120 de lei și așa mai departe. Deci, pe aspect financiar, în cazul în care ne dorim oameni dedicați, instruiți, pasionați, și la nivel de educație, și la nivel de medicină primară, peste tot avem nevoie ca să inspirăm și să susținem cetățenii. Cu siguranță, domeniul cunoștințelor și atitudinilor parentale este unul fierbinte și pentru noi ca prestatori de servicii, pentru că ne confruntăm cu diferite situații. Acest tablou a fost reprezentat și de rezultatele cercetării de astăzi. Eu aș pune totuși accent pe asigurarea calității și a colaborării intersectoriale în domeniul vizat. Avem nevoie de standarde de calificare, avem nevoie de unificarea, de crearea unei platforme de educație continuă, poate, să atragem experți internaționali pentru a avea un dialog eficient cu comunitatea academică națională, internațională. Deci sunt foarte multe idei care pot fi aduse la viață. Și în acest sens mulțumesc încă o dată UNICEF Moldova pentru că vor aduce o serie de experți de talie internațională în Republica Moldova la final de noiembrie, doamna Vargas Paron, domnul Pretis, care este tatăl intervenției timpurii în Austria și în Germania. Deci avem oameni talentați aici la noi în țară și dorim să facem această punte de tranziție către cunoștințe, inovație, inclusiv internațională. Nu vreau să vă mai repesc mult din timp, mi-am notat foarte multe detalii, însă consider că prin colaborare și prin comunicare eficientă suntem apți și suntem dedicați ca să depășim orice impediment și orice provocare. Vă mulțumesc din suflet! Mulțumim, doamna Daniela, pentru intervenție. Grădinița numărul 210 este practic un model ce ține de bunele practici de stimulare a copilului, precum și promovarea conceptului de învățare prin joc. Din perspectiva dumneavoastră, doamna Raisa Boian, directoare de la Grădinița 210, vă rog să ne spuneți ce măsuri și strategii considerați că ar putea fi eficiente pentru îmbunătățirea calității educației la nivelul grădinițelor, bazate pe rezultatele acestui studiu. Mulțumesc pentru această apreciere. Scopul grădiniței este dezvoltarea holistă a copilului, pregătirea pentru integrarea cu succes în activitatea școlară și la această vârstă activitatea dominantă este jocul. Prin joc copilul își explorează mediul înconjurător, își dezvoltă
gândirea, imaginația, creativitatea, deci toate procesele psihice, cognitive. Jocul este permanent în viața copiilor, ei se joacă și când se simt bine, se joacă și când se simt rău. Cadrele didactice utilizează jocul pentru a distra copiii, pentru a le forma anumite competențe. Desigur că jocul este calea cea mai ușoară spre sufletul copilului. Totodată jocul, prin joc copiii își recuperează traumele suferite, fiindcă suferă copiii noștri atunci când sunt certuri în familie, când părinții divorțează, când părinții îi lasă în supravegherea altor persoane. Deci este un aport enorm a jocului în viața și dezvoltarea copilului de vârstă preșcolară. Noi anul acesta am avut parte de o donație semnificativă din partea UNICEF Moldova de jocuri cognitive, Lego, Duplo, materiale didactice și pe această cale vreau să-i mulțumesc doamnei Maha Damaj și Cristinei Gabriel. Acest loc de jocuri a avut un aport mare și în matricularea copiilor veniți din Ucraina. Au uitat copiii de barierele lingvistice și au socializat anume prin joc. De asemenea, mulțumesc mult pentru aplicația Bebo. Aici zilnic găsim informații interesante care sunt aplicate în activitatea noastră instructiv-educativă și totodată ne ajută să răspundem la toate întrebările puse de părinți, fiindcă au multe întrebări părinții. Deci, pentru a realiza o educație de calitate, avem nevoie de multe jocuri de calitate, diferite și de atitudine activă a părinților în dezvoltarea copiilor. Mulțumesc! Vă mulțumim, doamna Raisa, ați stipulat foarte corect, este nevoie și de joc, dar și de interacțiune. Îl avem aici pe domnul Maxim Orândaș, care este psiholog, dar și este și un părinte foarte implicat. Una din concluziile studiului din 2018 arătau că dezvoltarea adecvată a nou-născutului este privită de către îngrijitori sau părinți mai mult din perspectiva sau din prisma asigurării nevoilor de bază, cum ar fi alimentația sau îngrijirea. În 2023 se înregistrează totuși creșteri pentru toate practicile de dezvoltare adecvată a nou-născutului. Și le-ați văzut menționate de către domnul Cantarji, să-l iubim, să-i comunicăm, să-l plimbăm, să-l cuprindem, iar cele mai mari creșteri de practici de îngrijire parentală pozitivă au înregistrat o creștere de la 72 la 86,5% și anume la mențiunea să-l iubim. Domnule Maxim, în calitatea de psiholog, dar și părinte, vă rog să ne spuneți ce sugestii aveți pentru a îmbunătăți și mai mult adoptarea unor practici pozitive pentru a susține dezvoltarea optimă a copilului. Vă mulțumesc și vă mulțumesc tuturor pentru implicarea titanică care aduce la o schimbare majoră în societatea noastră. Sunt de acord cu părinții care consideră că e nevoie de satisfăcut nevoile fiziologice și anume acelea de alimentație și de îngrijire, dar asta o înțeleg din calitatea de părinte. În calitate de psiholog înțeleg că asta nu este suficient. Pe lângă satisfacția nevoilor de bază, mai sunt și alte nevoi fundamentale pentru copii, fără de care vor întâmpina mari dificultăți în dezvoltarea timpurie. Și aici mă refer la nevoile fundamentale, cum ar fi atașamentul. Fără un atașament sănătos, sigur, un atașament sănătos ar presupune criterii cum ar fi siguranță, ghidaj, acceptare, validare. Fără de aceste componente va fi greu să se facă o conexiune emoțională cu părintele său. Iar noi avem studii care arată, de fapt, cât este de importantă legătura emoțională cu părintele,
Pentru că copiii care au crescut într-o familie vulnerabilă, unde a fost doar un părinte sau părintele nu a fost accesibil pentru conectarea cu copilul său, arată că copilul nu se poate concentra să studieze, nu are acea curiozitate. Deci în fața sa, când are o jucărie, el nu este concentrat pentru cercetarea acelei jucării, el este concentrat pe aceea să vadă cum este mediul în jurul său, este sigur, mă pot conecta, mă pot simți în siguranță, pot fi validat cumva. Deci avem nevoie să dezvoltăm un atașament sănătos, în primul și în primul rând, pentru că de acolo va merge mai departe și satisfacția altor nevoi, cum ar fi stimularea cognitivă. Pentru că copilul, pentru a dezvolta acea satisfacție sau să-și satisfacă nevoie de dezvoltare cognitivă, are nevoie să simtă că în jurul său este sigur și eu mă pot concentra pe alte obiecte și că maturul, îngrijitorul, fie asta părinte, fie alt om, îl poate ghida și îl poate încuraja. Pe lângă aceasta mai sunt nevoie cum ar fi socializarea, și anume părintele să fie acel care îl ghidează și îl încurajează să se conecteze cu alți copii și să fie acolo pentru el în caz de întâmpină anumite dificultăți. Și în ultimul rând mai este o nevoie fundamentală care îi ajută și pe părinți și pe copii, este rutina. Și noi părinții uneori abuzăm de rutină sau avem prea mult, îi vânăm și suntem în literatura de specialitate, este numit părintele elicopter care stă deasupra lui și nu-i dă voie nici de fel să-și dezvolte autonomia, sau îi oferă prea multă autonomie care nu este corespunzătoare vârstei copilului. Și atunci trebuie să ținem minte că copilul are nevoie de experiențe adecvate corespunzătoare vârstei sale. Și atunci înțelegem că când noi putem să-i oferim o autonomie, îi creăm o rutină zilnică, asta îl ajută și pe părinte să nu simtă atât de mult stres, de fapt, îl ajută și pe copil să înțeleagă ce înseamnă autonomie, să înțeleagă că ce este în controlul său, iar asta îl ajută pe viitor să depășească mai ușor momentele cum ar fi anxietatea de separare. Deci să fie integrat mai ușor în grădiniță. Aici a vorbit mai mult partea psihologului din mine, dar să vă zic și de partea părintelui din mine și înțeleg cât este de greu de fapt să fii un părinte, deci asta e o profesie și ca în orice altă profesie e nevoie de abilități, fără abilități va fi foarte greu și de aici e nevoie să știm că putem să avem acces la informație. Și eu cred că una dintre cele mai importante misiuni este să înlăturăm obstacolele din drumul părintelui, ca el să aibă acces și să nu cedeze prea devreme. Și mă bucur că aplicația Bebo are posibilitatea să fie accesată fără internet. Deci este un avantaj major, pentru că sunt în unele locuri din Republica Moldova, din păcate, unde poate să nu fie accesat prin intermediul internetului. Și atunci aplicația le oferă un mare avantaj în cazul dat. Până aici am avut de spus. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Maxim, și ceea ce am înțeles cu toții este că echilibru este cheia succesului, probabil. Mai avem, deci, 3-5 minute pentru concluzii sau dacă mai sunt careva întrebări referitor la studiu. Vă rog. Da, vă mulțumesc. Deci, cred că am spreau eu ștafeta mai departe. Și am să dau cuvântul colegilor mei și tuturor care doresc pentru așa numitele closing remarks, da? Doamna Pancu, noastră se solicită. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, vreți să zic la toată lumea astăzi, pentru că vreau să vă mulțumesc în primul rând pentru implicarea de astăzi, pentru raportul exhaustiv de astăzi, care atâtea ne-a spus, pentru dumneavoastră care v-ați expus fiecare, și vreau să vă spun că v-a reușit destul de bine studiul de astăzi, vă felicit și vă mulțumesc și vă doresc succes pe viitor. Din concluzia astăzi, eu aș face că s-au făcut foarte multe și noi suntem un popor prea modest să zicem, dar trebuie să zicem lucrul ăsta, trebuie să ne laudăm, vă laud pe toți, ne laudăm pe toți pentru că s-au făcut multe, dar asta nu înseamnă că noi trebuie să ne relaxăm, avem foarte multe de făcut la teme, mai ales la tema incluziune, dar și la din raportul dat se vede că avem de lucrat încă foarte mult. Vă doresc pentru asta mult succes.
Pe mine m-a făcut raportul de azi și lor rămas de cuvânt să prindez în amintirile din ani, deoarece la vârsta de 11 ani, sora mai mare a născut, când aveam eu 11 ani, am avut primul nepot de la sora mai mare. Și mama mea și-a luat angajamente la toate 6 să ne crească câte un copil, începând de la o lună, două, trei. Și știți, aproape că i-a reușit, în afară de noi două care am plecat, celelalte 4, nu numai câte un copil, și chiar câte 2 a crescut, și nepoții încă le-a ajutat să crească. Deci era foarte greu, deci asta și m-a făcut pe urmă cu anii, fiind conducător la unei întreprinderi mari, după cum știți, Steaua Roșie era o întreprindere cu 5.000 de angajați, unde erau 4.900 femei, și eu la vârsta de 32 de ani am luat o secție de 440 în conducerea mea de persoane, care erau 420 de femei cu copii, și pe prisma anilor, eu astăzi, știți, mi-a crescut inima văzând cât s-a făcut între acești ani. Pentru că eu, la vârsta mea, începând cu 32 de ani, am făcut lucrurile care astăzi prin lege le-am întărit. Deci, sâmbătă când se lucra, se plătea adăugător, mămicile nu aveau ce face cu copiii. Și eu le ofeream copiilor, începând de la 10 până la 20 de copii, mămicile le luau la serviciu, le ofeream biroul meu, unde scoateam un angajat și stăteau cu copiii ca să îndeplinim planurile de producere încă din anii ce, pe urmă de acum cu parteneri străini am deschis întreprinderi. Și astăzi eu vreau să le mulțumesc colegilor mei, în special din Comisia Protecție Socială, dar și doamnei Morozova, care lucrează mult la temă dată și eu îi susțin, pentru că și eu fiind membru Comisiei, secretară Comisiei Protecție Socială, Sănătate și Familie, și vă asigur că o să, în continuare o să facem, dar noi împreună o să facem. Eu am, chiar personal vreau să mulțumesc partenerilor de dezvoltare că faceți foarte mult pentru Moldova, pentru copiii din Moldova. Vă reușește, vă felicit și vă mulțumesc și vă asigur că noi, Comisia Protecție Socială, dar și alte comisii, deputații din Parlament, vom fi totdeauna alături de dumneavoastră, pentru că copiii de vârstă timpurie sunt cei care au cel mai mult nevoie de ajutor, de atenție, pentru că noi toți am fost acești copii și noi dăm viață acestor copii. Eu vă felicit încă o dată și mulțumesc încă o dată pentru studioul de astăzi. Să ne fiți sănătoși și să revenim la întrebarea dată. Vă mulțumesc, dragi colegi. Vă mulțumesc mult, doamnă Pancu, pentru comentarii, opinii, amintiri și urări de bine. Că toate sunt noi și vechi sunt toate, da? În principiu, da. Așa. Și, doamna Marina Rozova, vă rog. Da, comentarii. Foarte bună formularea, toate noi și vechi toate. De fapt, ceea ce a menționat doamna Pancu se regăsește în legea ce ține de servicii alternative de îngrijire a copilului. Noi cumva am pus doar pe hârtie ceea ce se făcea în unele companii pentru a ajuta părinții să îngrijească copiilor. Vreau să menționez și să mulțumesc pentru suport partenerilor pentru grupele de creșe care noi cumva vrem să le mulțim, să avem o prezență mai bună a copiilor cu vârsta între 2-3 ani, chiar 1-3 ani, pentru că avem cumva o tendință de a plasa copilul de la vârsta de 3 ani. Ori aceste mame ce trebuie să facă în acest timp? Și vreau să mulțumesc tuturor colegilor din grădinițe care oferă această posibilitate părinților deschizând grupe de creșe, primăriilor care colaborează cu partenerii, cu guvernul pentru a deschide cât mai multe grupe de creșe. Și aici vreau să vorbesc de numele părintelui de mine. Eu, având un copil de 2 ani, tare am fost bucuroasă și am mai menționat și la alte întâlniri, când am fost telefonată să vin cu copilul la grupa de creșă. Deci este un sentiment de bucurie pentru părinți, pentru că
Vrei ca copilul tău să fie integrat în societate, ori același îngrijitor care vine acasă? Este bine, dar pentru mulți părinți serviciile de grădinițe sunt mai accesibile din punct de vedere financiar. Și este scopul nostru comun a tuturor, a partenerilor, a guvernului, a părinților, să avem cât mai multe grupe de creșă în instituțiile noastre. Vreau să fiu de acord cu ce a spus domnul avocata poporului pentru drepturile copiilor, referitor la violența asupra copiilor, că mass media trebuie să fie partenerul nostru de bază în prevenirea violenței asupra copiilor și cumva trebuie să lucrăm împreună, să găsim acele mesaje care să vină mass media, să vină chiar și publicitate pentru a aduce în societate mesajul de prevenire a violenței asupra copiilor. Vă felicit pentru muncă. O să muncim în continuare pentru a avea cât mai multe măsuri de suport pentru părinți. Mulțumesc! Vă mulțumim! Cine dintre cei prezenți ar mai dori să se expună? Da, domnul Jelamski. Da, mulțumesc, domnul președinte. Estimați colegi, vreau și eu să felicit UNICEF și Sibiaxa pentru că au reușit să aducă acest studiu într-așa o discuție, fiindcă studii se mai fac, dar discuții la nivel de comisie parlamentară și cu implicarea atâtor autorități, mai puțin. Deci este un lucru foarte bun. Și am rămas foarte surprins că sănătatea nu se mai află una din prioritățile de bază a părinților la copiilor și nu este privită ca o prioritate, deci este pe locul 3. În țara în care orice zi de naștere, nuntă, cumătrie, orice tost începe cu în primul rând sănătate, ne-am trezit că sănătatea e pe locul 3 în prioritățile părinților, dar mă rog, asta este studiu, trebuie să vedem de ce am ajuns la așa situație. Și aici apar mai multe întrebări. Probabil că undeva gradul de conștientizare a pericolelor legate de sănătatea la părinți scade, fiindcă copiii devin mai sănătoși cu timpul, da? Deci sunt mai sănătoși, sunt mai dezvoltați. Pe de altă parte, deci acele informații multiple care sunt, poate lipsa cunoștințelor duc la aceea că cumva gradul de conștientizare acestui fapt se neglijează puțin. Dar asta pe fond de atâta muncă depusă de către sistemul de sănătate și nu numai, de către colegii noștri din sistemul educațional, de către guvern, parlament, deci toți luați împreună în promovarea vaccinărilor, și aici mă întorc la faptul că doar 48% conștientizează că vaccinarea protejează. Deci, respectiv, ceilalți o pun numai de dragul ștampilei în cărticica sanitară, da? Și nu mai vorbim despre aceea că o parte din părinți depun un efort colosal să aibă doar ștampila, dar nu și vaccinarea. Și asta se întâmplă, cu părere de rău. Și o să ne trezim la acele rezultate de sănătate care le avem la vecinii noștri, da? Ucraina, România, când o să apară iară poliomielită, o să apară boli care sunt extrem de greu de tratat sau imposibil. Sau o să avem îmbolnăviri și respectiv și decese. S-a făcut o muncă colosală în ultimii ani. Personal, doamna profesor, cred că a fost în toate spitalele ca să convingă lucrătorii medicali, în primul rând, că vaccinarea este importantă. Și, respectiv, avem aceste rezultate cu 50% că părinți consideră că vaccinarea este importantă. Deci, crește incidența copiilor până la un an cu malnutriții. Avem semnale serioase că suntem încă în probleme. Deci trebuie să lucrăm și în acest domeniu. 8 promile din copii de 2-3 ani în instituțiile de învățământ, instituții de educație timpurie, sunt cu întârziere în dezvoltare fizică. Deci, iarăși, suntem într-o descreștere față de 2020-2021, dar totuși avem aceste probleme.
Starea de sănătate a copiilor din instituții dedicate timpurie este în, prin morbiditatea, adică copiilor din instituții dedicate timpurie, este în creștere față de anul precedent. Ponderea principală este bolile respiratorii, sigur că am avut COVID, am avut probleme, dar totuși suntem într-o creștere. Deci probleme sunt, avem, conform statisticilor, deci gradul de vaccinare scade și o bună parte din acești copii sunt în instituțiile de educație timpurie și haideți să întrebăm, cum ei ajung în instituție când legea spune că este permis doar cu copiii vaccinați? Susținem noi să avem un copil nevaccinat, să-i punem pe ceilalți în pericol, avem erupții, avem îmbolnăviri și asta facem. Deci întrebări rămân deschise, care trebuie să lucrăm. Studiul este unul bun și încurajator, dar ridică și alte semne de întrebare, probabil care trebuie făcut și alte studii, deci perspectivă există și la studii și la măsurile care noi trebuie să le luăm împreună cu Guvernul, împreună cu Comisia Parlamentară, deci să ajustăm toate cele norme, toate cele metode de protejare a copiilor noștri de îmbolnăviri. Mulțumesc! Da, vă mulțumesc, domnule Jelamski. Dacă mai sunt colegi, participanți? Nu? Ok. Doamna Maha. Thank you. I know I stand between you and the end of the session, so I will be brief. I want to, first of all, thank you all, and truly thank you all for participating in here in this really quite, to us, very important session, as you have all mentioned. I just wanted to, the panel discussions and the interventions have kind of inspired so many things, but I will try to limit it to two things. I just wanted to say that I appreciate all the different speakers who came up, and the intention there was not to have everyone thank us, although we thank you for thanking us, but it was actually to really highlight that everyone is important, that it cannot be one person. You know, they say it takes a village to raise a child, and it really does. We need the parliament, we need the government, we need the development partners, we need the experts, we need the NGOs, we need everyone, we need parents. Everyone needs to come into this together. And that really is sometimes where the challenge is. There's wonderful experiences. Yes, Moldova has done some brilliant things, and I agree, we should always celebrate that. But I also want to say that all of those percentages should be 100%. To miss one child is to miss them all. And I will share with you a saying that a friend of mine and a colleague used to always say when we talked about children is that, you know, the children will not wait for us to figure it out. They will grow up. So whereas there is a lot in place that we have and that we can build on, there is a sense of urgency. There is a sense of, you know, let's not miss more. Let us please, by the next time we do this ECT CAP study, and we will, let's please have really addressed these stagnant issues. Indeed, the points that Mr. Jelamski mentioned, there are things that I think we know more than we think, but let's connect the dots and see how we can move it forward together. Thank you. Thank you all. Vă mulțumesc mult. Foarte bune cuvinte de încheiere. Da, și cu acestea îmi declar că ședința de azi este închisă. Gata? Ok.